Primarul Comunei Urbeni, județul Bacău, având în vedere proiect de hotărâre 133 din ONG 57-2019 prin Codul Administrației Temeniului, articolul 196, aliniatul 1, litera B, ONG 57-2019 prin Codul Administrativ, dispune, se convoacă Consiliul Local Urbeni, județul Bacău, în ședință ordinară din data de 31.1.2023, ora 12, care va avea loc în sala mare de ședință a Primăriei Comunei Urbeni, în satul Urbeni, strada Luzi, numărul 178, Comuna Urbeni, județul Bacău, unde va fi analizate și dezbatere următoarele proiecte pe ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii execuției bugetare la nivel Comunei Urbeni, județul Bacău, inițiativ primar Popăsache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HC numărul 5 din 28.1.2019 privind denumirea străzilor din Comuna Urbeni, județul Bacău, inițiativ Popăsache. Punctul 3. Privind proiect de hotărâre privind aprobarea măsurii necesare în vederea ducerii la îndeplinire a constatărilor din raportul FOV-U numărul 97020 din 08-12-2022, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de depunere la îndeplinire a măsurilor dispuse privind decizia numărul 44 din data de 23-12-2019, împreună cu decizia numărul din 44 a doua, din 14-2-2022, cu prelungirea termenilor pentru realizarea măsurilor. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a constatării în raportul audit financiar numărul 94081 din 25-11-2022, împreună cu decizia din 35-12-2022, în urma măsurilor audiat financiar asupra constatării anuale execuției de bugetar local desfășurat la OATC Urbeni, inițiativă privată Popăsache. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență fiscală a debiturilor ce reprezintă amenzile ale persoanelor fizice decedate, inițiat totul în Popăsache. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului de pune de proiecte pentru suprafața 27.492 metri pătrați în proprietatea publică a OATC Urbeni, administrat de Consiliul Local Urbeni, de Bacău, în proprietatea publică a statului român, în administrarea CNRI, inițiator primar Popăsache. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primar Popăsache. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Bateiei Urbeni, județul Bacău, anul 2023, inițiator Popăsache. Punem la vot. Cine este de acord? Domnul secretar. Da. Tatăl președinte al Comisiei Juridice numărul 2, v-am comunicat situația avizării prin secretariat. Vă comunic că avizarea de la Comisia Juridică nu a avut loc. Ai anticipat oarecum o intervenția mea vis-a-vis de faptul că trebuie să aduc la conștiința consilierilor dacă materialele întrunesc sau nu condițiile legale pentru ca ele să fie parcurse. Adică să procedăm în această ședință la analiza și de loc puncte de ordine de zi. Și nu întâmplător, primul lucru care l-am făcut când am intrat în sală a fost să iau fiecare hârtie din toate aceste 8 dosare, 8 mapi, să văd exact care e situația cu ele. Dacă asupra elementelor care înseamnă proiect de hotărâri, raport compartiment specialitate și referat de aprobare primar, plus alte materiale, că sunt slavă domnului, adrese, schiții, hărți, așa, astea sunt. În ceea ce privește avizul comisiilor de specialitate, economică, juridică și culturală, cât și avizului general, eu văd că astea sunt completate. Și atunci vin cu întrebarea.
și întreb președinții comisiilor de specialitate și, bineînțeles, membrii acestor comisii. V-ați întâlnit în comisii și ați discutat aceste 8 materiale pentru ședința de astăzi? Ne-am întâlnit, da. Deci, domnul deci Comisia Economică, vreau să o aud. Președinții comisii. Ne-am întâlnit la Comisia Economică. Am discutat toate lucrurile. Ați întâlnit avizii în procesele verbale? Da. Da. Domnul secretar, pe post. Comisia Culturală. Cine e la Comisia Culturală? De la ședința de ședință. Ați știți materiale? Ați dat avizii? La ședința de comisie n-a putut ajunge, dar au fost ceilalți membri ai comisiei. Mi s-a dus la cunoștințe. Deci, este, nu? Mi s-a dus la cunoștințe conținutul lor. Deci comisia... Dar, efectiv, fizic n-am putut ajunge. Dar aveți știință dacă comisia culturală a avizat materiale? Da, comisia a avizat. Bun. Comisia juridică. Comisia juridică sunt reprezentantul relațiilor cu Consiliul Local. Conform convocării din data de 27, ședința trebuia să aibă loc astăzi 31, ora 9. Membrii Comisiei de Specialitate nu s-au prezentat conform convocării. Prin urmare, ședința nu a putut avea loc și nu există avizare. Cine a convocat pe jos ședința? Mai am fost convocat pe 27. S-a referit domnul secretar la Comisia Juridică. Secretarul de la Comisia Juridică, da. Pe 27, ne-a convocat, a transmis vocea ta ca să ne prezentăm, da, la ședință. Exact ce m-a spus la ședința precedentă. Iar deci, tu ai plecat. M-ai anunțat pe mine, eu am anunțat pe colegi. Convocarea se face oficial, domnul. Oficial. Da. Deci, până la urmă, Comisia Juridică s-a întâlnit. Da. Întâlnit la Comisia Juridică, după ședința, când s-a discutat... Bun. După trebuie să intervin. Domnul președinte a plecat din sală. Dacă ai plecat din sală, n-ai cum să știi că s-o... Deci, vă rog să nu interveniți peste cuvântul meu. Dar tu ai intervenit. Pentru că trebuie deslușit cine a convocat ședința, când s-a întâmplat, cum spun domnii membri ai comisiei. Dacă s-a întâlnit în condiții legale, dacă celelalte... Eu mă am întrebare, nu mă am întrebare. Primul material care e cu execuția și mă uit la Comisia Juridică și văd aici. Bonțoi Ioan. Văd o semnătură. Domnul Bonțoi, ați semnat acest material? Da. Domnul Chemuș Costică, văd o semnătură. Ați semnat acest material, ați luat la cunoștință de el? Domnul Moraru Dan Constantin. Nu văd nicio semnătură, probabil nu l-a semnat. O plecat. La ședință. După ce s-a terminat. Domnul Palinchi Iftim, văd o semnătură. Iar dumneavoastră ați luat la cunoștință? Sigur. Da. Și domnul Bădăuț Gheorghe. Sigur. Sigur ce? Ați semnat? Ați luat la cunoștință? Da. Da. Rămân cu solicitarea scrisă, verbală, momentan. Da. O copie după procesul verbal al ședinței de comisie de juridică. Având în vedere că nu sunt și secretarul comisiei juridice. Am înțeles. Și ochi și urechi avem toți, auzim, vedem. În mod sigur, domnul secretar, în persoana domnului Panaiti, după ședință, cred că o să vă la discuție. Da, o să facem copii după procesul verbal. Poate nicio problemă. Deci, mai întreb o dată, membrii Comisiei Juridice, dumneavoastră, ca oameni și ca consilieri, aveți ferma convingerii că materialele v-au trecut prin noi, au fost avizate, aveți cunoștință de ele, de conținutul lor? Da sau nu? Da. 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 Deci, având în vedere întreruperea, pauza, care cred o chestie cât de cât lămuritoare, dar pentru că, vedeți, dumneavoastră se creează două realități acum și o situație care nu ne-am mai confruntat cu. Avem o realitate practică prin care membrii, parte din toți cei care sunt în cadrul Comisiei Juridice, îmi confirmă că au fost convocați
într-o zi anterioară, astfel încât ședința lor de comisie a avut loc vineri și avem și o realitate care nu pot să o ascund sau să zic că nu este așa vis-a-vis de o convocare scrisă 54, da? Făcută după ședința de dezbatere publică de vineri. Corect, am înțeles. Care am cunoștință și care trebuia cumva să consume astăzi la ora 9. Deci se creează o realitate asupra care eu nu mă pot pronunța în momentul de față. Iar eu văd. Eu înainte de ședință trebuie să am avizele. Vă rog să pronunțați conținutul avizei. Da, 011-0206, cred că nu? Și altceva mai e? Deci, vă dau 744 și 454, da? Păi nu pot decât să întreb okay, secretarul. La fiecare material e care a fost rezultat. Dar cine l-a mandatat pe domnul Ceva să țină relație cu consiliul? Domnul președinte, care m-a anunțat cu 3 zile înainte. Vă rog să arătați documentul pe care v-am comprat înaintat mandatul de a ține legătura cu consiliul local. Pentru că urmează ca să face o cercetare disciplinară, în primul bază, asupra celor care și-au încălcat calitățile. Tocmai de aceea, întreb, mandatul domnului secretar de a ține relația cu Consiliul Local privind avizare. Noi acum nu intrăm, efectiv, în cercetare disciplinară, nu am văzut. Nu intrăm, eu doar am cerut avizarea, rezultatul avizării. Bun, domnul Parahit. Care este rezultatul avizării la toate aceste proiecte de revizie? După ședința cu propunerea proiectului de buget, s-a propus toate cele trei comisii să se întrunească pentru avizare a ședinței de astăzi, printre care s-a făcut procesul verbal în data de 3-28, toți ceilalți patru membri ai Comisiei Juridice au semnat și au luat la cunoștință cu domnul secretar, proiectul, da. Rezultatul votului. Rezultatul votului este 4 cei prezenți care au participat la ședință, după ce s-a discutat ordinea de zi, facem pentru data de întâi, toți cei patru au fost de acord cu. S-a întâlnit Comisia Juridică, am studiat toate materialele, în care din asta ați plecat la ședință. Și dacă nu ați plecat la ședință, nu putea să fiți și prezent. Haideți să rezumăm. Ce să înțeleg? Votul Comisiei Juridice este favorabil sau este favorabil? Este favorabil. Votul ședinței este favorabil. Sigur. Mm-hmm. Ceilalți patru membri sunt prezenți care pot să vă spun. Deci atunci am rămâne decât să depoară toate materialele necesare și legale. Poți corect. Prezenta votului. Eu, ca secretar, le-am. Adică am la parte făcut chiar din mine, am la parte făcut din colegii. Domnul secretar, rezultatul votului nu este înscris pe materialul pe care le aveți să vă cunoșteți. Vă rog să-l prezentați public. Rezultatul votului. Asta este ceea ce am. Da. Vă rog să-l arătați și la camera. Afirmativ. Am titlul proiectului, am semnăturile și am o întrebare adresată omului. Da, este o întrebare. Înseamnă că nu și-a îndeplinit obligații, dacă spune că le-a avut, dar eu nu văd consemnat rezultatul votului. Bun. Vreau să-i procedați. Să procedăm în felul următor. Aceste erori materiale, domnul secretar al Comisiei, vă rog să le acopere acum. Eu am procesul verbal în care au semnat toți colegii. No, atenție, atenție. Aici este o nuanță. No, atenție. Domnul secretar, în fiecare nu putem aviz, proceda. Daniel, lasă-mă și să vorbesc, dar zice o frază. No. Cineva îmi încalcă atribuțiile mele, deci nu am fost să nu. Dar nu ți-l încalcă. Da? De ce? Pentru că dumneavoastră trebuia să vă pronunțați doar dacă există sau nu există. Eu am un document, am întrebat ce am întrebat și asta este. Procedurile în consecință. Corect, mergem mai departe. Bun. Deci sunt toate materialele. Pot spune că am toate avizile. Nu-i rămâne decât să continuăm ședința. O să dau citire procesului verbal de la ședința anterioară.
am depășit momentul votului pentru proiectul de zi, discuții, din păcate, pauza ne-a distrasat. Cred că a spus foarte bine. Domnul președinte. Se pune la vot discuții. Punctul. Discuții din marginea proiectului de zi. De acord? Nu, stați un pic. Legat de ceea ce a citit domnul președinte mai devreme, cele 8 puncte pe ordinea de zi, sunt intervenții? Intervenții vor fi distincte la fiecare sau la un anume punct la ordinea de zi. Pe decurs de desfășurării ședinței. De solicit intervenții. Cei care s-au anunțat, dezvoltați intervenții. Dați cuvânt. Vreți cuvântul, domnul consilier? Eu? Da. Da. Având în vedere proiectul ordine de zi, mă văd nevoit să invoc excepții din unitate. Având în vedere că încalcă dispoziția legii 20, am zis că pauza legea 24/2000 privind tehnica legislativă nu întâlnește condiții de formă și fond. Dispozițiile prevederilor legii 52/2003. Și sensul încă. Nu putem ține curs de drept, domnul secretar. Voi dezvolta în altă instanță. Extraordinară a Consiliului Local Ordin, organizată în data de 29.12.2022, cu participarea tuturor celor 13 consilieri. Ședința este legal constituită, își desfășoară lucrările. Domnul președinte de ședință dă citire ordine de zi. Proiectul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Comunei Urbeni, 1 decembrie 2022, inițiator primar Popa Costache. 2, proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru realizarea proiectului tehnic la obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural, s-a scurt acum în Orbeni, județul Bacău. Domnul președinte de ședință dă citire convocatorului, după care se trece la prezentarea ordinii de zi. Primul punct, are cuvântul domnul primar Popa Costache, care dă citire raportului compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Comunei Orbeni. Se citește proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Comunei Orbeni. Domnul președinte de ședință solicită supunerea la vot a prezentului proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru. 2. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi. Domnul primar Popa Costache citește raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea demarării procedurilor pentru realizarea proiectului tehnic la obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural, s-a scurt acum în Orbeni, județul Bacău. Domnul președinte de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, acesta este adoptat cu 13 voturi pentru. Nemai fiind alte puncte pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință declară închise lucrările prezentei ședințe. Procesul verbal și ședința anterioară. Domnul, spuneți la vot. Intervenție, vă rog. Da. Bun. Procesul verbal nu este trecut în proiectul ordinii de zi. Mai mult decât atât, se referă la o ședință anterioară, ședință din data de 29, în care Consiliul Local a fost întrunit în ședință extraordinară privind
o altă ordine de zi. Vă rog să procedați. Să fie pregătit. Vă spune la vot. Cine este? Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii execuții bugetare la nivel comunei Ordinii de Suvabrie de acord domnul primar Copacosa. O să dau citire referatului de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local în comunei Ordinii trimestrul 4-2022. În conformitate cu prevederea articolului 49 aliniatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, în luna aprilie, iunie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali decretă obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, în scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de conectare al veniturilor prin planificarea bugetară locală, astfel încât la finele anului să nu se înregistreze plăți restante și de pierd diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. Potrivit datelor prezentate în raportul privind execuția bugetului Comunei Orben pentru trimestrul al patrulea, datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare cheltuielor prin rectificare bugetară. Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orben pentru trimestrul 4 din anul 2022. Nu mai dau citire prea mult. Articolul 1. Hotărârea se aprobă execuția bugetului local al Comunei Orben pe trimestrul 4 din anul 2022, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Anexa 1, care cuprinde cifrele repartizate pe secțiuni, și o să dau citire. Execuția bugetului local al Comunei Orben prin trimestrul 4 din anul 2022, pe secțiunea funcționare. La venituri, secțiunea de funcționare, prevederi bugetale anuale au fost inițiale, au fost în sumă de 4.677.400 lei, prevedere bugetare trimestrial acumulat definitive 5.955.900, încasări realizate 5.590.650.000 lei, realizat 93,90% din prevedere pe trimestru acumulat. La partea de cheltuieli secțional funcționară aveam prognozat inițial 4.677.400 lei, reflectate în final, ca și trimestrul cumulat definitiv, 5.955.900, plățile efectuate 4.725.551 lei, realizat în procent de 79,34%, realizând un excedent de 865.099 lei. La sesiunea de dezvoltare, prevederi bugetare anuale inițiale 2.104.300 lei, prevederi bugetare trimestrial cumulat definitive 2.033.400 lei, încasări realizate 858.485 lei, realizat 42,22% din prevederi trimestrul cumulat. Pe cheltuieli secțiunea de dezvoltare, total prevederi bugetare anuale inițiale 2.304.300 lei, prevederi bugetare trimestrial acumulat definitive 2.568.400 lei, încasări plăți efectuate 867.982 lei, realizat un 3% de 33,80% din prevederi trimestrial acumulat. Un excedent de 9.497 lei. La sursa ei sunt autofinanțate pe categoria venituri 618.000, prevederi bugetare trimestrial acumulat definitive 618.000, încasă realizată de 369.015 lei, 100% procent din prevederi trimestru cumulat, 59,71%. La partea de cheltuieli avem 618.000 prevederi bugetare anuale inițiale, 618.000 prevederi bugetare definitive,
plăți efectuate 310.340 lei, un procent de 50,30% realizat. O realizăm în excedent de 58.675 lei. Și articolul 2, cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Olmeni. Astea sunt cifrele cu care am închis anul 2022. Pot veni în completare cu precizarea că nu avem restanțe la furnizori, nu au fost cheltuieli, mă refer la salarii neacoperite, la investiții au fost realizate conform graficelor și conform lucrărilor executate de conturile pe toate. Cam asta e situația la sfârșit de an. Sunt întrebări? Domnul Moraru, domnul Popa. Da, din preambul proiectului de execuție bugetară, regăsesc articolul 7 alineatul 13 din legea 52/2003. Vă rog să procedați la citirea minutei. Ce anume? La citirea minutei, parte integrantă a proiectului hotărâri. Minuta a fost făcută pentru proiectul de hotărâri privind aprobarea bugetului. Eu m-am referit la proiect de buget privind execuția bugetară cu semestrul 4-2020. În preambulul proiectului de hotărâri se regăsește articolul 7 alineatul 13 din legea 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicană. Eu n-aveam ce să caut articolul acolo. E o eroare de... Ba da. Este foarte bine pus. Pentru că proiectul privind execuția bugetară cu proiectul 4 se supune legii 52/2003 privind transparența decizională. Este un proiect de hotărâri cu caracter normativ. Mi-am exprimat opinia doar, nu putem face curs de drept. Sens. Nu pot să dezvolu mai mult, dar să seama să dureze 5 ore. Dacă există, dacă nu. Nu există astfel de minute, dar nu este cazul. Am înțeles. Deci, din preambulul proiectului de hotărâri se va elimina ce? Articolul 7 din alinea 13, da? Vă rog. Domnul Popa, pe parcursul unui an de execuție bugetară, vin cu o propunere ca în acest an să conlucrăm mai constructiv împreună și cu opoziția pentru a identifica surse bugetare mai eficiente atrase către bugetul local, astfel încât la sfârșitul anului fiecare bugetare să echilibrăm mai constructiv bugetul de venituri și de cheltuieli. În speranța că voi fi înțeles și vom avea discuții constructive în acest an, pentru că anul anterior nu prea s-au întâmplat, vă rog să menționați că la acest mă voi abține cu ideea de a fi constructiv în acest an, pentru că anul acesta, să demonstreze tuturor că poate aduce la bugetul local mai multe încasări. Cu ideile pe care le voi aduce pe parcursul ședințelor. Pentru că tot avem nevoie de bani. Abținere aici. Împotriva. Împotriva. Deci la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL numărul 5 din 28/3/2019 privind atribuirea denumirii străzilor din Comuna Olbeni, județul Bacău, domnul primar, Popa Bacău. Dau citire de compartimentul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local de numărul 5 din 28/3/2019 privind atribuirea denumirii străzilor din Comuna Olbeni, județul Bacău, având în vedere adresa 3 milioane
647.773 din 2022 a Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date privind evidența persoanelor care solicită, care ne avertizează asupra anumitor neconcordanțe existente între denumirile atribuite prin hotărârile autorității deliberative și cele înscrise în baza de date, având în vedere avizul numărul 25 din 19.12.2018 a Comisiei de Atribuire a Denumirilor a Județului Bacău, prevederea articolului 3 aliniatul 3 din hotărârea Guvernului 777 din 2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale, prevederea aliniatului articolului 2, litera D și 3 și aliniatul 1 din ordonanța Guvernului 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, modificările și completările ulterioare, au apreciat ca fiind legal și oportun întocmirea unui proiect de hotărâre în vederea modificării hotărârii Consiliului Local Ordin nr. 5 din 28.1.2019 privind atribuirea denumirilor străzilor din comuna Orbinul de Bacău. Aceste aspecte sunt dictate atât de necesitatea revizuirii nomenclaturii, care are un impact și asupra Registrului Electronic Național al Nomenclaturii Stradale, în sensul că se lucrează și s-a creat o bază de date care are în vedere utilizarea adreselor, cel puțin la numelor atribuite imobililor, înțelegând prin această locuințe, astfel încât acestea să poată fi accesate pentru diverse alte servicii și vin în special în sprijinul celor care efectuează servicii poștale, servicii de curierat. 3. O altă importanță majoră o are problematica eliberării documentelor de identitate tuturor persoanelor, astfel încât practic, astăzi, noi adoptăm această hotărâre care vine să închide acel lanț de 3 hotărâri adoptate la nivelul Consiliului Local Orbeni în decursul timpului în legătură cu tot ceea ce înseamnă nomenclatură stradală. Repet, la baza acestei hotărâri a stat acea adresă a Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date privind evidența persoanelor Bacău. Cu această hotărâre noi nu modificăm numărul străzilor, nu modificăm denumirile, venim și clarificăm și închidem problema denumirilor atribuite. Pentru că apar o serie de diferenții, cum ar fi Nicolae Bădărcă în loc de Grigore Bădărcă, Pietrișului Pietriș, Țarnăluzi, Țarnăluz, Balastierei, Balastierii, Școala Veche, care, într-adevăr, aceasta, printr-o hotărâre anterioară, acestei străzi a fost schimbată denumirea, în strada Străinu Elena, strada Vrujbăreasa, care este o stradă nou înființată, dar nu nou înființată prin această hotărâre, ci prin hotărârea anterioară, și aceea situație, în aceea situație se regăsește și strada Islazului, din sat Scurta. Firește că această hotărâre, dacă astăzi va fi adoptată, ea va ajunge pe procedura stabilită, în primul rând, la Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date Bacău, la Serviciul de Evidență a Persoanelor Rădăcini și după ce trece prin tot acest filtru, acestor instituții care automat își actualizează baza de date, ele vor ajunge inclusiv la Evidența Persoanelor București. În momentul acela se vor corela toate bazele de date cu tot ce înseamnă denumiri, am zis, atât pe parte de evidența persoanelor, cât și pe parte de identificare a imobililor. Având în vedere că suntem ținuți să respectăm și anumite date cu caracter personal, firește că în această bază de date creată, RENS-ul, nu vor exista nume de persoane, în schimb vor exista numele imobililor în care acestea locuiesc. Pentru că dorința finală este ca fiecare imobil din țara aceasta să-i fie atribuit un număr poștal. Astfel încât un curier să ajungă exact în poarta omului și pe strada pe care acesta stă, nu în altă parte. Cam atât am avut de spus la acest proiect. Sunt întrebări, acum tu vrei. Domnul Popa Nicolae, nu la mână. Este o acțiune benefică. Se explică RENS-ul, Registrul Electronic Național, ne obligă să ne adaptăm la realitățile zilei de azi. Pentru că nu de multe ori vin cei de la curierat, își confundă denumirea străzilor, numărul de casă, căutând proprietarii în partea de sus a satului. O chestie firească, am ales un drum european, să mergem către el. Domnul Orlăru, da? Da, mulțumesc.
invoc dispoziția ordonanță numărul 63 din 29 august 2002, actualizată în special articolul 5 al NEAF-ului. În mod special către cei care nu au acces la cod și la articol, avizul Comisiei de Atribuire de Numire în cazul prevăzut de articolul 3 al NEAF-ului. Emiterea unui astfel de aviz, e această hotărâre, este necesară în noi. Ce cauză? Pentru că noi astăzi, așa cum am mai spus, noi nu stabilim nicio denumire de stradă care să poarte numele unei persoane, unei personalități, a unui domnitor, a unui om care a activat în orice domeniu al culturii sau științei. Acest aviz 25, care a fost citit în preambulul proiectului de hotărâre, a fost emis de Comisia de Atribuire de Denumire a Județului Bacău, care funcționează pe lângă Prefectura Bacău, al cărei președinte este domnul Vilică Munteanu, fostul director de la Arhivele Naționale. Deci acest document există și ne-a fost acordat pe 19.12.2018, anterior emiterii hotărârii din 28.1.2019, și acest aviz a vizat exact ce v-am spus, transformarea denumirii din școala veche în străinul Elena. Se știe, o poveste veche și a neașigurată de mult. La baza acelui document, da, mă scuzați, la baza acelui document a stat un memoriu de prezentare a ceea ce a fost străinul Elena, doi, acceptul din partea familiei, da? Îi cunoașteți. Acel domn doctor, da? Soția, toată familia. Deci există așa ceva. Plus materialele aferente oricărui proiect de hotărâre. Toate aceste documente au fost comunicate, au făcut obiectul analizii în cadrul ședinței de atribuire de numiri și comisia a informat o dată aviz favorabil. De aici s-a produs această modificare din școala veche în străinul Elena. Deci astăzi noi nu mai avem nevoie de încă o recunoaștere, încă o validare, pentru că noi nu dăm nicio stradă din Comuna Orbeni, nu se numește de azi încolo Mihai Eminescu, Ștefan cel Mare, nu. Se fac corecturi. Nu creăm bulevarde, nu creăm, știu eu, alei, nu creăm nimic altceva cu alte denumiri decât cele consacrate pe care deja le știm. Bine, dar ele mai fost aprobate în ședințele anterioare. Da. În esență, hotărârea de astăzi nu e altceva decât forma consolidată a tot ceea ce s-a dat în Comuna Orbeni până în prezent. Dar ea, în esență, nu schimbă ceva. Da. Atât am spus. De ce totuși ați revenit la denumirea asta? Ați mai discutat cu ea legat de străinul Elena și nu ați păstrat denumirea veche, doctor Trăin. Le-am avut cu domnul doctor. Nu am vrut. Acceptul familiei. Nu am vrut. Mai multe date și informații le-am avut despre mama. Și a fost de acord ca mama să fie cea care să ducă, să rămână. În consimțământul familiei. Referitor la inițial, învățează școala veche. După ce, din 2017-2018, nu mai rețin exact, s-au preluat discuția vis-a-vis de... Am discutat cu un doctor străin, nu? Și mi-a spus, domnul primar, despre mama puteți afla mai multe informații, despre tata mai puțin. Și prefer să rămână mama și avem acceptul lui. Bine, că nu e răutate acum, că noi nu aprobăm acum denumirea străzii, noi acum corectăm niște chestii la străinul Elena, Bădăr cu Grigore, cu Nicolae, sau cu Nicolae, sau cum era acolo. El a fost aprobat la momentul potrivit, că fără avizul celor de la Patrimoniul de la Cultură, de la domnul director Vilică, era dumnealui acolo, nu puteam. Cu dumnealui am făcut proiectul de hotărâre, am cerut, am completat toate informațiile care se cereau ca acea comisie să ne dea acceptul. Fără acceptul comisiei, fără acceptul familiei, nu puteam să se poartă denumirea la strada respectivă astăzi. De aici străinul Elena și nu străinul... Deci propunerea inițială a fost străinul Cercel pentru... Străinul Elena, Elena Cercel. Și-a rămas străinul Elena. Doctor, dar domnul doctor nu a făcut și-a ales... O prefera să fie numit mamă. Inițial în 2015 am cerut ca strada să se numească și prima hotărâre, așa a fost. Doctor străin. Și nici n-am zis că e un sau alt. Strada doctor străin. Nu știu, noi am prins-o în face cu școala veche. Era școala veche, pic, dar nu. Școala veche inițial. Da. Din 2008, 2009. Păi nu, noi am corectat-o tot împreună, în coace, prin 2017-2018, nu mai știu. Apoi am zis doctor străin. În ideea în care s-o lăsăm, tipii ei sunt mai mulți doctori, am zis așa, vei las un doctor străinul și atât. Fără ăla bătrânul sau cei. Nu știu de ce nu a fi rămas în formula pe care la vremea aia ați decis-o, dar eu vă spun ce s-a întâmplat ulterior. Mai îndepărtată de ce am dorit. Însă și familia străină și aia duce cu gândul tot acolo.
Dar o preferat domnul doctor, o preferat numele mamei. Nu a rămas doar doctor Străinu, pentru că n-avea și un prenume, știți? Nu pot să zic strada Ștefan. Adică mi s-a reproșat treaba asta, știți? Păi a rămas școala veche în continuare și după aceea am reluat discuții cu familia și atunci singurul care îl știam era domnul doctor. Era Nicolae Bădârcă și era trebuia să fie... S-a greșit la transcriere. Grigorie. Păi și-am corectat numele. Era Grigorie. Era Nicolae, pardon. O ajuns redactarea greșită la ei. Și acum am corectat-o. Deci, repet, pentru că au fost trei hotărâri de-a lungul timpului. Pentru că au fost trei hotărâri de-a lungul timpului. Nicolae, nici nu există. Păi, tocmai. Și acum s-a fost corect numele Grigore Bădârcă. Noi știam de Grigore Bădârcă toată ziua, dar în evidențiile pe unde era cu Nicolae. Și acum am corectat. Pentru că au fost trei hotărâri succesive date, da? În intervalul 2010-2019, au apărut confuzii în diverse baze de date, așa cum au văzut fiecare hotărârile și denumirile, fiecare au trecut cum au vrut. Și atunci am zis să o clarificăm printr-o singură hotărâre, care aia să circule la toate instituțiile și totul să fie actualizat. E una singură. Asta, în realitate, asta facem azi. Exact, o îndreptare, o corectare. Da, având în vedere că la data respectivei hotărâri din 2018 nu eram consilier local, prin urmare nu am acces la notate fundamentale și la citirea avizului, de asta am invocat citirea avizului ca să știu și eu de conținut problema. Pot să spun public acum ședință că avizul este favorabil. După ședință, se pun la dispoziție un copil după el. Înțeles. Avizul pe care legat de nomenclatură stradală, consider că ar trebui un pic umblat la ea, că nu respectă tocmai cerințele legii. În câte știu, numerătarea străzilor, din parte stângă, parte dreapta. Capetele de străzi, după anumite obiecte naturale, se termină sau încep. Poduri, poteții, brai, referitor la străinul Cercel. Începutul străzii, străinul Cercel, reflectă un obiect natural. Deci, zice din strada școlii noi până la limita de extravilat. Am înțeles. Limita de străzi școlii noi. Școlii vechi, bănuiesc, nu școlii noi. Înveți ați spus acum limita a străinului elev. Da. Și am întrebat. Limita străzii școlii vechi. Adică vecinul. Din școala veche intrăm în școala, în străinul Cercel. Școlii noi, pentru că școala veche nu există. Așa. Străinul elev. Așa. Din intersecția străzilor școlii vechi, actualmente străinul Elenat, cu Lus, până la strada Răzișilor, consumul 1. Noi nu mergem cu denumirea până într-un obiect natural. Păi, spui bine ceea ce spui. Dar altfel nu se poate face. Nu, atenție. Lucrurile trebuie înțeles în ce sens. Există acele indicatoare care vor funcționa ca și limitatoare de hotare între străzi. Deci ele vor fi montate. Ele există, dar urmează să fie montate astfel încât să știe fiecare până unde se întinde o anumită stradă și de unde începe alta. Corect. Deci legea nu ne obligă să mergem până la un bolovan sau la o mănăstire sau nu știu unde ce avem noi în comună. Da. Legea zice, arată de unde până unde. Da. Adică... Să ai o limite. Exact. Care poate fi o intersecție. Corect. Da. Da. Un obiect natural. Un obiect natural. Un izlaz. Deci lucrul ăsta a fost avut în vedere, știți? Da, da, da. Dar știm numai noi orbănarii care se oprește la pod la nu știu care. Unul care vine în altă parte nu știe nici podul, poate nu știe nici orbeniu. Și trece mai departe. Dar astfel de limite și indicatoarii de orientare vor fi montate. Eu zic, mi-i pierd din timpul felul ăsta, discuție între ei. Uite că în Bacău, pierd un bulevard care până la un loc îi mărășești, iar dincolo de pod e Republicii, e aceeași stradă, aceeași configurație. Până la un loc îi mărășești, din la un alt loc, de la intersecție, publice. Și nu s-au întâmplat nici o nenorocere. Când merg liniștit, fără să știu niște stradă mea. Am mergeți pe două străzi. Și uite, așa am ajuns să merg pe două străzi. Da. Și poți să stai și în intersecție, ca să stai și în a treia. Din intersecție. Adică, văd,
Dar să nu pățești ca bietul polițist care fi, da, ce să nu mai fie care stând în intersecție, oprești un doctor și îl întreabă. Ce faci? Tu unde ești? Păi sunt, nu am atât la mine când mă grăbesc, merg la spital. Dar ce sunteți? Sunt medic primar. Dom'le, alegi, o alegi medic, o alegi primar. Dom'le, eu sunt doctor primar. Dar nu se poate, e și doctor, și primar. Unde locuiești? Eu mă loc acolo aici. Asta e culmea. După ce când stai pe două, ai două meserii, mai stai și pe trei străzi. Să fii Ion, și fii Luca, și fii Caragiale. Alegi! Ori fii Luca, ori fii Ion, ori fii Caragiale. Și apoi alege și meseria. Ori doctor, ori primar. Stai pe trei străzi, mai ai și două meserii. N-avem niciun sens girat. Nu ne vom încurca niciodată. Apropo de chestiunile astea care sunt pur administrativi. Să încurc indiferent cât de semne îi pun. Dar eu zic că nu sunt încurcat deloc. Noi le încurcăm. Pentru că ele... Complicăm existența. Noi complicăm, pentru că în mod natural, ele au anumite configurații și... S-au respectat anume tindenuri. Poți să scurci o dată strada să tunești? Niciodată. Doar un indicator să te ajute pentru necunoscătorul un zil. Strada chiar ușe poți să o curi vreodată? Chiar nici pe străinul Elena, care mai ales la noi, la țară, cum e configurat terenul... Propunerea mea pentru străinul Elena a fost să se denumească strada Răi. Pardon, Rău. Strada? Rău. Rău. Vrei să schimbi denumirile? Păi trebuia să spunem și strada Bunilor. Și bine, și bine că nu erai consilier atunci. Am scăpat ușor. Le-am dat denumirile, am făcut, am studiat un pic și istoria cu spătrășit din loc. Hai să ne înțelegem, păi acum nu avem în, pe ordinea de zi... Din schimbarea denumirilor care e copii. Domnul secretar, urgentă ședința. Un proiect de hotărâri care corectează niște erori. Atâta. Nu ființăm străzi acum și nici limite. Ci doar corectăm niște nume. Deci, ca să nu credeți cu astfel de inițiativă, nu rămâne fără ecou. Și domnul primar poate să vă confirme. Am rămas eu personal, ca un dator cu o chestie. Încă sunt în comuna Orbeni, obiectivii și realitățile poate și dincolo de realități. Și obrazul nostru, nu știu, față de anumite persoane, personalități sau oameni care au trecut pe ei și au lăsat ceva în urma lor, ne obligă să atribuim, cred eu, pe undeva. Corect, avem o vedere. Da? Avem o grădiniță aici, în coasta noastră, care e făcută pe pământul boierului. Și poate ar merita cineva din familia lor să poartă, știu eu, numele să-i fie atribuit unui obiectiv. Avem o vedere, să lucrează la asta și cu domnul secretar, o să ajungem material într-o zi și o să-i dăm grădinița numărul 1 Orbeni și o să fie acolo numele Buzdugan, Hereta Buzdugan sau cine a avut terenul aici. Ei, vin în întâmpinarea propunerii făcute, Dani. Da. Nimeni nu ne oprește să facem o comisie. Ca să nu mai... Mă rog. Dar și ai discutat. Nimeni nu ne oprește să facem o comisie de specialitate pe chestia asta, pentru că oamenii, satul și cea mai bună sursă, pentru că la un moment dat mi-am pus următoarea întrebare. Trebuie să fac un raport, da? În care să argumentez de ce dăm o denumire unui obiectiv. Și m-am văzut în imposibilitatea de a vorbi, spre exemplu, despre, nu neapărat familia Buzdugan, despre anumite persoane, cum poți să scrii la grădiniță, grădinița familiei Buzdugan. Nu am avut eu, dar nu eu unde. Regulile sau te gândești la oameni care au lucrat în școală, la domnul ăla care tocmai a plecat dintre noi. La elită, la oameni și colegi care au lucrat. Păi vedeți tocmai asta, pentru că stând de vorbă... Și nu delegăm de astfel de oameni care și-au lăsat amprenta asupra zeci de generații. Noi când ne-am gândit la familia asta... Nu e locul ca să gândim. E bine măcar ca să... Hai să ne gândim la un lucru. Noi toate construcțiile astea sunt pe pământul cuiva care, să fim sinceri, nu au primit nimic în schimb. Nu-i mai plăcit. Eu nu am văzut. Te-au prins acum. Am fost și la Cleș, așa le-am văzut și Conacul. Am văzut și biografia, dați și Facebook. Conacul Buzdugan, din deal? Da, da, da. Da, e o locație plăcută, de cât știu. Și eu le-am văzut și averea și aia. Domnul Fandu, nu că se vede. Domnul Fandu, nu fiți invitați. Domnul Fandu, familia asta a fost la nimic cu alterația urbanarilor. A fost al patrulea recent, dar nu știu ceva aici. Băiul care tot sunt invitați. Măcar nu mă miți, ia la urmări. Hai să punem la urmări. Deci și de numirea, nu știu. Băi, ce-o statia la etaj? Să punem apropoare. Cine este de treceți la următorul punct, domnul secretar. Vă atribuiați-o deloc. Potrivă. Subiectul ăsta incit de discuții, dar... Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurii necesare în vederea ducerii la îndeplinire a constatărilor din raportul FOC-UP numărul 97020 din 08-12-2022 încheiată în urma acțiunii de verificare a noului
de îndeplinire a măsurilor dispuse din decizia numărul 44 din data de 23.12.2019, împreună cu decizia numărul 44.2 din 14.12.2002, de prelungire a terenurilor pentru realizarea măsurilor dispuse din decizia 44 în data 23.12, inițiator domnul primar Costache. Bun, voi da citire proiectului de hotărâre. Titlul este același cel prezentat de domnul președinte de ședință. Având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Orbeni, raportul compartimentului de specialitate prevede de articolul 33 aliat 1 din legea 94.1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Republicată, prevederile punctelor 125-362 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice plenului Curții de Conturi, numărul 155/2014, constatările din raportul de follow-up numărul 97.020 din 8.12.2023, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 44 din data de 23.12.2019, împreună cu decizia 44/2 din 14.12.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia inițială din 23.12.2019. Bun. Consiliul Local Orbeni își însușește conținutul constatărilor din raportul de follow-up numărul 97.020, încheiat în urma verificării modului ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 44 din 2019. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de ordonatorul principal de credite prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate. Prezenta hotărâre va fi ferește comunicată Camerei de Conturi a județului Bacău, instituției prefectului, primarului, contabil prin grija secretarului Comunei Orbeni. Bun. Acesta a fost proiectul de hotărâre. Ca și elemente, ori de câte ori, după cum o parte dintre dumneavoastră știți, ești pus în fața unui control al cursului de conturi, firește că aceștia se duc și la verificările anterioare făcute, la toate constatările care s-au consemnat într-un raport. Raportul respectiv, odată deschis, prin el se urmăresc toate măsurile, dacă au fost sau nu îndeplinite. Pe măsură ce măsurile respective lăsate ca temă sunt îndeplinite, firește, unora datorită complexității, volumului sau datorită situației în care se află, pentru că te poți izbi de următoarea situație. Ai lăsat o temă, tema respectivă presupune poate recuperarea unei sume de bani, iar tu ai început demersul de recuperare în instanță. Procesul se poate afla în diverse stadii, și dacă în tot parcursul, știu eu, derulării lui, ai un control al curții de conturi, firește că trebuie să te justifici, să demonstrezi dacă măsura este îndeplinită sau nu, parțial, total, trebuie să demonstrezi, să justifici cu documente concret ce anume s-a făcut și în ce stadiu te afli cu măsura respectivă. Sunt elemente pentru care decizia inițială, în baza controlului făcut în anul 2019, asupra ei, în controlul din 2022, s-a luat această măsură a prelungirii termenului, termen care este undeva până în luna martie, până în 15 martie 2023, a termenului pentru ducerea la îndeplinirea măsurilor 1A2, punctele 2, 3 și 2, 7, din decizia inițială 44 din 23.12.2019. Despre asta ar fi vorba. Ca și plan de măsuri, nu cred că se pune problema detalierii unui plan de măsuri, pentru că măsura nu poate să fie decât una singură. Ducerea la îndeplinirea măsurilor stabilite de Curtea de Conturi. Cum? Prin toate mijloacele legale posibile. Cam asta am avut de spus. Întrebări? Domnul Mărăr. Dacă măsurile se referă la prima constatare sau sunt constatate noi măsuri. Măsura se referă la prima constatare. În data... Deci, citesc chiar adresa din alitare. În termenul prevederilor articolului 33 aliniat 1 din legea 94 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicată, ale punctului 180 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul
155 din 2014, vă transmitem alăturați spre analiză, prima ședință a Consiliului Local, raportul de follow-up numărul 97.020 din 8.12.2022, data la care a fost efectuat nou control, când raport a fost încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 44 din 23.12.2019. Deci în 22 au verificat rămășițile măsurilor din 2019. Și împreună cu decizia care s-a dat, 44/2, e derivată din prima, că prima era inițială, era 44, din 14.12.2022, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin prima decizie, 44 din 23.12.2019. Obligația mea, ca după întâlnirea consilierilor, să comunic Curții de Conturi Bacău, au extras din procesul verbal, împreună cu o copie firește a hotărârii care a fost adoptată. M-am referit la chestiunea aceasta, pentru că vreau să clarific dacă asupra cărui raport e raportul, cel din 2019. Nu există un nou raport de constatare la următorul punct a altor deficiențe sau... La următorul punct de organizare, dacă e tot atent la ce punct de prezentat, va fi, domnul secretar, să dea citire măsurilor care au fost în 2020 constatate. E un alt raport, mai e unul. Deci 2019 ce mai rămas? Și condiții care, mă rog, sunt curs. Atunci îmi iau cuvântul la următorul. Nu sunt întrebări? Atunci se spune la urmă. Cine este care? Împotrivă? Mă rog, la tine? Deci la punctul 4. Ca să spun ce te spune. Da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinirea constatărilor din raportul auditului financiar, numărul, acesta este, da, 94.081 din 25.11.2022, împreună cu decizia 35 din 19.12.2022, emisă în urma misiunii, cu titlul Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție ale bugetului local, desfășurată la OATC Orbin. Bun. Conținutul proiectului de hotărâri, având în vedere că avem de-a face cu un raport al Curții de Conturi, cu o constatare acestei, este identic cu ceea ce am citit și în proiectul. La fel, în ceea ce privește dispozitivul, Consiliul Local cred că nu poate proceda altfel decât să-și însușească raportul Curții de Conturi, firește obligația corelativă din partea executivului, prin ordonatorul de credite și compartimentul contabil de a duce la îndeplinire întocmai constatările făcute la ultimul control de reprezentanții Curții de Conturi. Reprezentanți care i-am avut aici în perioada noiembrie-decembrie 2022 și firește în urma auditului efectuat a rezultatului raport de control. Cam atât am avut de spus. Domnul Morar, da. Da, mulțumesc. La acest proiect de hotărâre ne referim la un audit financiar, raport financiar, 94.081 din 25.11.2022. Având în vedere faptul că nu am avut acces la acest raport, dacă se impune citirea, dacă se impune aplicarea legii 52/2003 și dacă s-a îndeplinit. Deci acest raport este un document intern. Da. Acest raport a fost atribuit către. Cel puțin atribuit, îmi este adresat mie. Eu am obligația de a-l aduce la cunoștință. Aducerea acolo la cunoștință în ceea ce mă privește nu implică că acesta să-l afișez pe la vizierul primării sau, știu pe ușă sau în altă parte. Mă refer la conținutul raportului. Conținutul raportului face parte, alături de toate celelalte materiale, ale tuturor celor care au obligația să facă materiale, din mapa de ședință aferent acestui proiect, asta care a fost pus la dispoziție începând cu data de 25 ianuarie. Cine a vrut să-l consulte, l-a consultat. Deci doar cine nu a vrut să ia la cunoștință de conținutul lui, nu este tot,
conțin începând de la adresa dinaintarii a întregului document, cu număr de înregistrare, destinatarul, obligația pe care o am, atât vis-a-vis de aducerea la cunoștință, cât și de transmiterea ulterioară a procesului verbal și a hotărârii adoptate, întregul conținut, cu tot ceea ce s-a constatat, cu toate măsurile dispuse, până la ultima pagină, inclusiv cu referire la numărul de anexii. Anexele nu sunt parte integrantă a acestui raport. Anexele sunt documente care au valorificat toate informațiile existente și nu au de ce să le găsească aici, pentru că de asta nici curtea de conturi nu comunică. Este semnat de persoanele care ne-au verificat și conține 37 de pagini. Deci din 25 ianuarie au fost la dispoziție spre consultare. Repet, în urma unui astfel de raport, temele lăsate trebuie duse la îndeplinire. Dacă cineva vrea să știe care este conținutul, îl poate studia și de acum încolo. Repet, mediatizarea nu cade în sarcina mea și nu trebuie să înțelegem prin asta o publicitate în sensul că el trebuie să fie afișat. Repet, înainte de orice, el nu conține abaterii grave. Adică, ok, curtea de conturi a venit, ne-a verificat, nicio problemă. Dar nu există derapaj, nu există probleme de natură financiară sesizate în tot conținutul acestui document. Adică chiar dacă este cineva în sală care nu a luat la cunoștință, eu am apucat să mă pronunț și să spun că nu sunt probleme. Sunt chestiuni constatate, dar nu sunt grave. Nu sunt de natură penală, nu sunt de natură, știu eu... Chestiuni administrative. Exact. Pur organizatorice. În rest, nimic altceva. Ce mai fost și din natură financiară, se rezolvă de tipul control. Exact. Deci, e un raport fără temeri, fără emoții, fără... Repet, este al curții de conturi, dar și curtea de conturi este instituții și-au făcut treaba, au constatat, raportul poate fi consultat, nu e nimic de ascuns. Deci... Poate, dar e da. Important cu cât, în cazul, să zicem, în rapatele grave, nu știu dacă doar aduse la cunoștința. Consiliul ca imediat, fiindcă în alte conturi se adresează în mod direct, fără nicio aprobare. Doamne ferește, în alte situații, nici nu mai e nevoie de adezul Consiliului, fiindcă sunt alte instituții care... Pe care au o pasă explicație. Și spre bucuria și abia așa celor ce au venit după mine, la ordin nu au fost astfel de derapaje. Deci sper să menținem această linie. O excepție. Poftim? O excepție. Nu știu de excepții, dacă știi, spune. Doamne secretar, întrebarea mea, mă scuzați, domnul consilier, întrebarea mea se referea dacă se impunea aplicarea legii 52/2003. Niciodată. Dar la ce se referă? Poftim? La ce se referă? Spune și nouă, când vorbiți cifrat. Transparența de decizională. A, transparență. Transparența are întotdeauna în vedere hotărârii cu caracter normativ general. Pot să întreb? Da. Pot să întreb, da? Păi tocmai ai întrebat. Tocmai ai întrebat și tocmai ți-a răspuns. Da. Și eu m-am justificat întrebarea. Dacă pot să întreb. Da. Eu la ta l-am discutat. Mai sunt avem întrebări? Atunci până la urmă. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Deci, la punctul 5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență fiscală a debiturilor ce reprezintă amenzi ale persoanei fizice decedate inițiatori în final de capostări. Da, din păcate avem și astfel de situații și legea ne obligă ca să nu rămânem cu debite și să coborăm bugetul local cu debite neîncasate. Sunt un număr de 11 cazuri care fac obiectul discuției de astăzi. Deci, având în vedere prevederea ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor numărul 447 din 2006, pentru aprobarea procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, a articolului 266, aliniatul 3 din legea 27/2015, privind codul de procedură fiscală cu modificări și completări ulterioare, privind scăderea
debitelor de prezentare de amenzi contravenționale prevăzute în anexa la prezenta și constat că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele legale, drept pentru care propun dezbaterea și aprobarea în ședința de Consiliul Local. E vorba de 11 nume. Pot să le citesc? Dar toți sunt mărți, poți să zic. Da, să le ești. Deci, tehnică, pomenirea. Deci, tot banii. E vorba de o sumă de 3.908 lei. Nu mai pomenirea. Să respectăm cadavrul. Corect. Deci, am spus. Deci, e vorba de 3.908 lei, debite care ne-am propus noi în condițiile legii. Deci, eu iau ca pe invitație. Cei mai vor să scape de datorii. Spuneți care. E o soluție. Și o să dau citire și proiectului de hotărâre. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale primăriei Oltenia sub asumii de 3.908 lei, reprezentând contravaloarea amenzilor decedaților conform anexei care face parte din prezenta hotărârii. Cu aducerea articolului 2, cu aducerea de prelea prezentei hotărâri, se sancționează primarul comunei Oltenia și compartimentul oficial financiar contabil. Articolul 3. Prezenta se comunică prin grija secretarului, primarului instituției prefectului, compartimentul financiar contabil. Deci care aveți de gând să scapați de debit, e o soluție. Hai să așa. Mai aveți întrebări? Da, am intervenție dacă îmi permiteți. Spune. Având în vedere faptul că m-am pronunțat asupra proiectului de ordine de zi prin vot negativ, acesta ar fi fost un proiect pe care l-aș fi votat vot pozitiv. Dar nu am cum, efectiv. Deci rămâne vot negativ. Tot de obișnuit cu negativul merg, mă, se impune. Păi fiți sigur că va merge domnul Dan Muraru cu toate până la capăt. Sigurat. Alte întrebări? Eu zic că pentru culoare așa, acum știi, îi face o surpriză să votez pietru. Chiar era o pietru. Și chiar mă gândeam, zic, e posibil, la ăsta dar votează, că n-are încă. Și v-am surprins încă o dată. Ne-ai mai surprins încă o dată. Da. Mai aveți răbdare? Fiindcă îi vedem mai zic. Atunci propunem-o de aprobat. Cine zic eu? Împotrivă? Vă mă rog. Pot condice să votez? Dar votul e... Confușați. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de proprietate pentru suprafața de 27.492 m² din proprietatea publică a OATC Oltenia în administrația Consiliului Local Oltenia de Subacău în proprietatea publică a statului român trasele aerii inițiator, domnul primar, după Costel. Domnul secretar. Dau citire la adresei proiecte din partea Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere. Da. Cea adresată punctual domnul primar Popa Costache, referitor la autostrada Topșani-Bacău. Astfel încât, în data de inițial, cel la cunoștință, în data de 21.12.2022, s-a publicat în monitor oficial numărul 1229, respectiv în monitor oficial 1229 bis, hotărârea Guvernului 1536/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobililor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național autostrada Focșani-Bacău. Aprobarea listei proprietate publică a statului, precum și a listei imobililor proprietate publică a unităților administrative care fac parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național. În conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul 1 din legea 255/2010, modificările și completările ulterioare sunt declarate de utilitate publică lucrările de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes național. În vederea realizării acestei lucrări, este necesară preluarea unei suprafețe totale de teren de 27.492 m² aflată în proprietate publică și administrarea Consiliului Local Oltenia de sub Bacău. În consecință, vă înaintăm prezenta înștiințare. Cu privire la următoarele bunuri imobile, proprietate publică a OAT Oltenia din județul Bacău, care trec în proprietatea publică a statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de expropriator, în termen de 15 zile de la data prezentei înștiințării. Și ferește că după această prezentare urmează tabelul în care sunt cuprinse toate aceste suprafeții. Ele în sine sunt părți din alte suprafeții mai mari, înscrise în părți funciare. Da.
Totodată vă facem cunoscut faptul că, potrivit dispozițiilor articolului 8 aliniatul 1 din 1 din legea numărul 255, cu modificări și completările ulterioare, prin derogare la prevederile articolului 9 aliniatul 2 din legea 213 din 1998 privind bunurile publice, cu modificări și completările ulterioare, la expirarea termenului prevăzut la aliniatul 1, bunurile imobile care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trebuie de drept din proprietatea publică a UAT-urilor în proprietatea publică a statului și administrarea reprezentanților expropiatorului. Având în vedere cele mai sus menționate, vă adresăm rugămintea de a ne transmite hotărârea Consiliului Local prin care este aprobat transferul dreptului de proprietate cu privire la suprafață totală de 27.492 m² cu datele de identificare mai sus menționate. Bun, voi da citire dispozitivului proiectului de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă trecerea imobililor terenului în suprafață de 27.492 m² menționate și descrise în anexa care constituie parte integrantă la prezenta hotărâre, situate în comuna Orbeni-Județul Bacău, din proprietatea OATC Orbeni-Județul Bacău și administrarea Consiliului Local Orbeni-Județul Bacău, în proprietatea publică a statului român și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Articolul 2. Se aprobă efectuarea formalităților necesare cu privire la actualizarea evidențelor referitoare la domeniul public al OAT Orbeni și actualizarea evidențelor financiar-contabile ale OAT Orbeni, urmarea modificărilor intervenite prin cele aprobate la articolul 1, raport cu bunurile imobile ce fac obiectul prezent. Se împuternicește primarul Comunei Orbeni să efectueze demersurile necesare și ocazionate în vederea actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al OATC Orbeni și demersurile cu privire la înscrierea, radierea în evidențele de carte funciare ce se impun, iar compartimentul financiar contabil să efectueze actualizarea evidențelor financiar contabile și cantitativ valorice cu privire la imobile care fac obiectul prezentului. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Orbeni, compartimentului financiar contabil din cadrul primăriei Comunei Orbeni și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ESA. Cam asta am avut. Sunt întrebări, domnul Pantelea. Dacă vreți să ne explicați în ce costau cei 20 câți de mii din domeniul public al comunei. Din drumurile, nu sunt domeniul public. Drumurile care trec pe zona autostrăzii. Deci se referă la drum. La culoar, da, exact. Nu vreau atât de așa informat. Când întregi autostrada, traversează drumul, traversează canale, traversează o sumă de toate astea, iasă cifra. Deci se referă la, la... După ce se finalizează toată treaba asta, automat și noi trebuie să ne reactualizăm inventarele cu alt, cu măsurători, valori, se diminuează. Da. Înțeleg, da. Deci, lasă cu precizarea astfel din inventar, fără să precizați canale folosiți. Da, e vorba de drumuri și canale. Drumul și canale. Canale. Da. Tot ce iasă în calea autostrăzii. Domnul Pop. Ce iasă. Ținând cont că este o lucrare de interes național, da, cum s-a mai procedat și în cazurile anterioare, poate cum Orbeni poate decât să fie un asociat constructiv al acestei investiții, dar poate primim lămuriri cum se va reuși traversarea către Lunca Siretului. Cu această ocazie ați primit date suplimentare. Vreau să fac o precizare, că am discutat și cu constructorul și dacă vă aduceți aminte, v-am asigurat că și unde discuțiile în faza inițială, și mai exact în faza de SF, că căile de acces către terenurile tuturor cetățenilor, fermierilor, cum vreți să-i numiți dumneavoastră, nu vor fi niciuna blocată. Pe partea de la Scurca, pe partea de la asfalt, la zona Balastrăgane, da, nu știu ce așa, se va trece pe sub autostradă. Deci vor fi autostrada, o să fie suspendată sau chiar pe teresament, iar drumul va trece pe sub ea. Dincoace, pe drumul de mijloc, asfaltul are mai multe serpentine, la întripurare, mai exact. Da. Se va trece pe sub podul care va avea loc, construcția autostrăzii, se trece pe sub pod și se iasă în asfalt. Dincoace, la rampă la gară, la fel, se trece pe sub ea. La Victor Cantaragiu, în zona aia Balasterii, se trece pe sub ea. Deci sunt, am discutat și cu șeful din lucrare, chiar ne-am dus într-o zi pe teren și cu domnul viceprimar. Deci nu te blochează, sunteți? Nu se blochează nicio cale de acces. Nu va fi interzis nimănui să treacă, să-și însămânțeze culturi, să dea aibă grijă și așa mai departe. În schimb,
trebuie să avem grijă de un singur lucru, că să lucrează, e șantier. Și o să circule cu atenție, că așa e treaba, nu vor întrerupe. Dar discuția asta am mai avut-o și am făcut-o încă în ședința de la, pe când era domnul Valentin Ivacea prefect, când se discuta, se creiona un pic traseul autostrăzii. Și vreau să mai spun un lucru. Autostrada asta, când s-o creionat, nu s-a cerut părerea nici de la Primăria Orbene, nici de la Consiliul Local Orbene. Specialiștii care au decis din cadrul Ministerului sau cine au decis acolo, au creionat-o și au nou doar ni s-au făcut cunoscut traseul pe unde trece autostrada. Și atunci ne s-a cerut și un punct de vedere vis-a-vis de căile de acces. Ce facem? Nu blocăm. Oamenii nu poate să sară peste. Și s-a creat culoare fără niciun fel de probleme. De exemplu, aici, de la Cantaragiu, ce știu pe tronsonul ăsta pe care se lucrează, de discuția cu reprezentanții constructorului. Pe lângă autostradă se va face un drum. Deci merge la Balastere, drumul care va întreține autostrada, un drum care va avea grijă de autostradă, care, pe care vor circula alți și care întreține interesamente și mai departe. Deci, paralel cu autostrada, va fi un drum care face legătura cu cel de la rampă și iese la gară. Iese la gară. După aia, drumul de desubt care duce pe lângă Prepăraie, treci pe supost și duce într-o ce direcție dorești. Deci nu e nicio problemă. Se pot. Sunt căi de acces, o să iasă ceva. Din câte am văzut proiectul, iasă ceva bun, frumos. Aici vă mai pun o ultimă întrebare. Primăria... Și utilitate, nu mai vorbim. Primăria Comunei Urbene și-a să pleca mâine, cele, în a sprijini spre despăgubire cetățenii Comunei. E un volum uriaș de lucru. Sunt 74 de foi de proprietari. Știu. Nu am numărat. Mai sunt probleme și aș vrea să mai demorăm câteva loc ca să știe toată lumea. Da, 154. Sunt. Sunt. În procent, de, cred că 40% sunt proprietari de terenuri fără documente. Da, aici era întrebarea. În sensul că nu au titlul de proprietate. Noi acum, noi corespondăm, comunicăm cu Ministerul, cu, mai exact, cu CNAIL, cu acea divizie sau compartiment care se ocupă de autostradă. Noi, în prima inițial, dacă vă aduceți aminte cu un an, unul sau doi, am lucrat pe acel plan parcelar, că avem obligația să executăm acel plan parcelar ca să putem identifica toți proprietarii de teren. Din păcate, și o să vedeți și în proiect de buget, o să încercăm să găsim o firmă de specialitate să ne ajute ca să lucrăm contra timp un pic, în planul parcelar apar, zicem, în 40, 30, 35-40%, un procent, așa dau din câte am calculat acolo, cu proprietari, cu deținători de teren fără documente în regulă. Am căutat și lucrăm, și duminică s-a lucrat, cu oameni, cu fermieri care cunosc, sunt foarte mulți decedați. Care nu-i mai știm, coincidență din ușa, chemat oameni din sat, cu care lucrăm, în sensul că, acum când trimitem la București răspunsul, fiecare parceluță să aibă un proprietar prin care, cu adresă exactă, sau rude, care, deci CNAIL-ul va coresponda, va trimite în baza informațiilor noastre scrisoare către compania Ion pentru Filip Marghiola. Da. Că Filip Marghiola nu mai trăiește. Știu că trăiește chiar de neobinit în cap acum. Filip, chiar discutam duminică cu cei care au exact, cu Filip Marghiola. Eu să ne văd doar încă vă câțiva. Mă rog. Au apărut o grămadă. Eu să ne-am făcut. Nu. Fiecare o să primească o corespondență acasă. Da. Acea corespondență nu trebuie tratată cu indiferență, trebuie da. Răspuns. Oamenii, cei de la CNAIL, cer documente. E o chestiune de timp, de cursă lungă. Imaginați-vă că nu se rezolvă, o să fie gata autostrada și nu o să se rezolve treaba. Noi acum, ca să putem repede, să dăm drumul pe repede înainte un pic și să putem rezolva problema actului de proprietate, o să găsim o persoană juridică, o firmă de specialitate care să ne sprijine, că nu putem fizic noi, cât am vrea să ne străduim, să întocmim acele documente de eliberare titlul de proprietate, dar mai rămâne o problemă. Succesiune. Pentru că pe titlul de proprietate, oricât m-aș strădui noi, comisie locală, nu vorbesc pe nume propriu, să putem rezolva problema, nu putem rezolva problema ca coadă. Pe acel document de proprietate o să apară defunctul sau titularul care a fost validat cu 1, 2, 7 moșteritori. Sau, mă rog, sau cei care sunt în viață. Că am mai văzut oameni care sunt și în viață care au registru agricol și au și titlul de proprietate. Și abia atunci începe. E o chestiune care se va rezolva. Noi ne străduim. Cât de curând să poate reușim și anul ăsta să putem face documentația, dacă ne ajută Dumnezeu, să înaintăm către prefectură toate documentele. Fie spre validare. Problema este să vină și oamenii cu documente și să răspundă la chemările noastre. Eu am o propunere. Dumneavoastră veți decide. La un asemenea volum uriaș de lucru. Poate să vină firma specializată de pe mafie. Dacă nu angajați, să nu delegați un angajat al primăriei, eu zic să angajați, că nu aveți cu cine, să stai la dispoziția acestei acțiuni, numită cadastru sistematic care vine și desfăgubiri,
o să vă blocați și nu o să reușiți să întocmiți la timp documentația. Cu lucrarea asta. Nu, dar vine și cadastru. Vine și cadastru. Vine lucrarea. O persoană ca să poată căuta în registrele agricole, să identifice cu doamna Madinela de la evidența populației, nume, proprietar. Mai ceva să un lucru în echipă. În echipă. Vă lipsește un om. Fâșneț, rapid, priceput în ale calculatoarelor. Eu zic să-l căutați ca să nu... ...documentele cu care se prezintă fiecare deținător din teren, ca să poți să-l pui în pagină. Corect. Că poți să ai tu 100 de calculatoare, important de cu ce probe vine fiecare care deține terenul acolo. Știm bine acum, nu mai dezvoltăm subiectul legilor fondului funcția și sunt așa cum sunt. Sunt câte trei puneri în posesie, pe aceeași parcelă. Măi, noi acum, prin parcelare, s-au identificat, s-au dispărut acele trei puneri, s-au identificat parcela și omul. Nu spun că e prea corect și aia 100% conținerea, reflectă realitatea. Dar facem eforturi așa pe lângă deja mai este. Într-o zi, două, cred că terminăm și la București o să ajungă planul parcelat cu toți posibilii proprietari. Cu corespondență, cu adresa exactă, unde a trebuit să ajungă corespondența. Am și o întrebare. Corect. Legat de notarea cartea funciară a OAT-ului pe scopețul de teren la care ați făcut referire, s-au făcut mențiuni? Unde nu, dar avem cărți funciare pe suprafețele respective. S-au făcut mențiuni? Poate drumul unde sunt cu cărți funciare. Nu, mă refer la domeniul... Nu dați proprietare, doar să te referi. Da. Cum? Deci fără mențiuni. Dacă proprietarul dintr-o biscuit, dar da. Posesorii terenului... Posesor. Pentru care ai făcut carte funciare pe numele OAT-ului și-au notat posesia în cartea funciare. Deci trebuie... Hai să mai fac o precizare. OAT-ul este trecut cu caracter provizoriu. În momentul în care Lucopa, dau un exemplu, îi se validează terenul și obține titlul, se face cunoscut la OCPI și în loc de UAT, vine faptul că nu Lucopa sau cine vreți voi. Dacă în cartea funciară, când s-a înscris UAT-ul, s-a făcut cu mențiuni sau nu? Fără mențiuni. Dacă la vremea aia am fi avut mențiuni făcute, la care te referi, da. Astăzi, probabil, trebuia să dăm un click și ne ieșea lista cu domicilii la proprietar și era trimisă. Da, într-o săptămână, două, toți aveau... La momentul notificării în cartea funciară, primăria avea cunoștință de persoanele nu proprietari, deci deținători. Deci, OAT-ul, ca să fiu mai pe scurt din câte înțeleg și din câte știu, apare doar ca de asta temporar, cu caracter provizoriu. Da. Nu-i definitiv. Nu OAT-ul, nu pot spune că OAT-ul e proprietar. Nu, detentor plecat. Dar primăria avea cunoștință de posesorii, de până atunci, până la înscrierea în cartea funciară, conform registrului agricol, înainte să facă înscrierea fără mențiuni, ținem cont cu acele categorii de proprietari, de deținători acolo. Unii care au registrul agricol, da. Și atunci se impunea notarea OAT-ului în cartea funciară cu mențiune că posesor ar fi persoana respectivă, dar nu îndeplinește condițiile. Nu afectează cu nimic aspectul ăsta, pentru că discuțiile s-au fondat cu ce măsură din punct de vedere juridic, nu afectează. Odată ce s-au identificat proprietarul, face cunoscut și automat numărul cadastral. Eu am întrebat dacă s-a făcut mențiunea. Ce-i după, vom vedea. Este bine mai chestii. Întrebarea este foarte bună și foarte legitimă, da? Înțeleg și aspectii dinainte și aspectii care țin de ea și aspectii după ea. Dincolo de orice întrebarea ta să vrea a fi și o critică. E normal, e firească, dar pe de altă parte trebuie să acceptăm și o realitate, știi? Altfel spus în traducere, lucrurile stau în felul următor. De ce nu ați trecut în cartea funciară posesorii dacă îi știați? Nu se permitea lucrul. Și atunci revin la o discuție din ședința de la ședința din dezbatere. Când am zis că de 30 de ani, suntem mulți dintre noi aceiași oameni care au mai prins, fie ei direct, fie dacă nu indirect, colectivizarea. Și avem în continuare prost obicei să ascundem pământul, să-l dosim, să nu-l plătim, să nu-l declarăm. Asta e una. Doi la mână. Registrul agricol se vrea a fi un document de evidență a celor care plătesc impozit. Nu. Registrul agricol nu are cum să fie un document de evidență a impozitului. Registrul fiscal, da. Registrul agricol este un evidență. Care corespunde. Ar trebui să corespundă. Teoretic, da. Ar trebui să corespundă. Da. Deci, noi ne punem întrebarea acum, știi cum e, în 2023, pentru că suntem aici în față, și suntem întrebați... Ce poliții noi și n-au trecut pe pământul la registrul agricol? Și asta, doi la mână, punem întrebarea, de ce în 2023 nu avem titlul de proprietate?
Păi întreb și eu, mă uit în urmă la niște primari de pe aici și întreb ce nu le-ați făcut lui de proprietate oamenilor, știți? E foarte ușor să critici. Munca asta de a face cadastru sistematic și de a face titlul de proprietate este uriașă. Eu am lucrat sâmbătă toată ziua și am făcut 3 documentații de fond funciar. Pe traseu autostrăzii, da? Avem cadastrat undeva la 1000 de imobili. Vă rog să faceți un calcul matematic simplu. Dacă un om ca mine face 3 documentații pe zi, într-o zi că muncești dimineața la 12 noapte, da? Câte zile trebuie ca să facă 400? Și apoi înainte mai spun un lucru. Nici nu puteai să-l faci, pentru că în momentul în care se înscrie în titlul de proprietate o suprafață de teren, trebuie făcut planul parcelar, trebuie așezat fiecare om după om cu cheltuiala cui. Întotdeauna am supus oamenilor... Sigur, oamenii trebuia plătită de cineva, nu? Omul singur poate să suporte astfel de cheltuială? Nu. Adică la intravlan e altceva. Referirea era la o altă procedură care vă gândesc că de asta a fost o întrebare de la sfârșit, deși îmi vreau să pun la început, dar pentru că noi, eu unul, nu știu cum s-a procedat. Ca UAT-ul să treacă în cartea funciară fără mențiuni, deși știa posesorii acelor suprafețe de teren, nu putea să facă fără ca de la momentul constatării decesului posesorului, fără document, act de proprietate, titlul de proprietate, la mai mult de 30 de zile, trebuia să se înscrie UAT-ul, să deschidă succesiunea. Domnul primar, eu nu m-am râs, eu am făcut o afirmație legat de o procedură. Da, sunt situații când cetățeni înscriși în rolul agricol, înscriși în registrul fiscal, au plătit impozit pe acele suprafețe, au făcut contracte de arendă cu fermieri pe raza Comunei Orbeni, pe acele suprafețe, deci primăria, era în cunoștință de cauză de acele suprafețe atunci când a făcut notificarea în cartea funciară. Nu avea cum să nu facă și mențiunea posesorului care în urmă a făcut contract de arendă, a plătit impozit. Sunt situații de astea? Mai înainte le-a spus că da. Dar tu pleci de la premisa că nu au făcut tot și primăria nu a făcut nimic. Nu. Eu am trăit în moment în care aveam omul în fața mea și îmi cerea titlul, da? Și îi dădeam lista de acte și la un moment dat îi ziceam, da, trebuie măsurătoare cadastrală. Omul zicea, dar nu aveți om la primărie? Păi n-avem om, trebuie să o suporți. Și oamenii se lăsau pe gubași. Am făcut întrebări pentru a lămuri situația, nu pentru a deraia discuția. Pentru că eu nu vreau să deraiesc. Tocmai. Dar filonul central la ceea ce spui tu, da, este o critică a tot ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani. Dom'le, dar cetățenii nu știu nimic. Dar eu vin și pun altă întrebare. Ei nu știu ce s-a întâmplat pe când, nu știu. Eu vin și pun o altă întrebare. Cine a oprit vreun cetățean care dă pe sapa acolo, sau nu mai dă el, dă fiusul, sau a semnat el un contract de arendare? Se zic, primăria nu este de proprietate. O, atenție, întrebarea mea se duce la măsură. Poate ridică o marfă așa la magazin. Dacă primăria tot spune de câțiva ani, facem cadastru, facem cadastru, iar la primărie vin 1-2 pe zi, trebuie să-i aduc eu cu arcanul, păi eu nu știu nici unde stai acum, nici dacă tu sau tai tu sau oricine mai este în viață, eu am nevoie de domiciliul tău ca o altă instituție a statului român să-ți comunice ție că trebuie să-ți dea 5 lei, adică revin la o problemă mai veche. Dacă nu există conlucrare și colaborare, lucrurile nu au cum să ajungă la un final. Și am mai spus-o, după 30 de ani e foarte ușor să judecăm. De ce nu avem titluri? Păi hai să vedem ce nu avem. Dar și-a pus cineva întrebarea câte titluri sunt făcute și sunt făcute prost? Că sunt făcute, alea sunt făcute, s-au muncit acolo, dar sunt făcute prost, nu te ajută la nimic. Nu știu, eu am senzația că noi am avut trebuie la subiect. Corect. Mai discutăm ce trebuie sau... Esențial e un singur lucru pe care vreau să-i asigur pe oameni și pe dumneavoastră, în primul rând. Că ne vom strădui ca toată lumea, atâta vreme cât vor reacționa la invitația noastră, să vină să aducă documente, că mulți dintre ei dețin terenul și atât. Să nu te minimeze când o să umblăm și o să aflăm că nici măcar n-a fost cerut terenul ăla, dar el stăpânește. Sunt cereri 1991 care nu reflectă exact realitatea din teren. Au cerut cum i-a dus mintea la vremea aia pe mult. Nu sunt validări, nu sunt acte care să justifice prezența dreaptă în multe situații. Probabil e simplu. Nu vor fi toți mulțumiți. Nici cum, nici vreodată. Dar vreau să spun un lucru. Vor fi oricum mai mulțumiți decât atunci când au modernizat pe I-85,
Iar noi, noi posesorii de la n-am primit absolut nimic. Acum vor fi necesare alte probe care vor aduce și vor întori documentația pe care dacă există orice altă probă care trebuie să o accepte și cei care sunt ierarhi superior noi, Comisia Județeană. Adică legislația trebuie respectată indiferent, fără niciun fel de caz. Nu, fac, nu spun că cine nu are acte nu primește promotul. Fereați Dumnezeu. Vor fi chemați individual fiecare, vom sta de vorbă cu fiecare, vedem ce documente au și la momentul potrivit va găsi o soluție pentru fiecare. Doamna secretară, ultima întrebare și o las în pace. Pentru această acțiune complexă, de durată, se impune să aveți un om priceput lângă dumneavoastră? Mai aveți nevoie de un om? Un om care să lucreze voluntar. Nu vrei? Domnul primar, fost primar acolo, trebuia un angajat să miște căruța. Ca să nu ajungem acum, după 30 de ani, să întrebăm de ce nu sunt titluri de proprietate. Nici acum nu înțelegem că avem nevoie de forță de muncă acolo, calificată. Poba, vă răspund la întrebare și probabil și la altele care stărui, dar nu spus. Da. Deci dacă vrei să faci, pentru că ești pus în situația și obligat de a face performanță pe ceea ce înseamnă titlul de proprietate în prezent, ca să le duci toate repede și într-un ritm susținut, toată această problemă se împarte în două, de fapt. Jumătate din ea, când îi place sau nu îi place, pot să mai fiu sau nu pe aici, așa, țineți minte ce vă spun eu, jumătate din problema asta o rezolvă timpul. Așa? Iar cealaltă jumătate se poate rezolva dacă aveți o echipă de 4 oameni în care să îi impui într-un birou, aia să nu aibă treabă cu nimic altceva. Faci doar fond funcțional. Aia să aibă mașină, ruletă, GPS. Atenție, un lucru nespus astăzi. Vorbim de 33 de ani de punere în posesie de parcarea tablei de Moise. Punere din posesie sunt documente de inventar, sunt documente de evidență, alea nu sunt acte de proprietate. Corect. În momentul în care ai să vii la mine și ai să înfluturi un proces, ai să-mi arăt o listă de punere în posesie că ești la poziția 70, o să-ți spun la revedere. Corect, s-au întâmplat cazul în instanță. Sunt oameni din Comuna Orbeni care de cursul timpului și o dată respinge din proces pe chestia asta. Știm prea bine. Deci aveți nevoie de unul măcar. Dar vă ajute să vă așeze pe zile. Există posibilitatea ca unul din cetățeni să obțină proprietatea de plină, fără niciun document, fără nicio atestare de punere în posesie? Există? Asta este o întrebare? Da. Adresată cui? Răspunsul meu este da. Parțial da. Parțial da. Eu știu unde bați. Și de asta zic parțial da. Parțial da se poate. Da. În fiecare caz în parte discutăm. La anterior sau? Da, hai să rezumăm. Domnul secretar, hai să punem discuția. Trebuie susținute din om. Punem spre aprobare. Cine este pentru? Deci să găsesc la toate soluțiile. Trăiască instanțele. Dacă îți nevoie, vă rog. Dacă te referi la asta. Deci, la punctul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Punem... Cine este președintele de ședință? Ah. Punctul 6. Dau citire materialului, da? Dacă îmi dați voi, până citește domnul secretar, o să cobor un pic la contabilitate, că au apărut ultimele cifre la Consiliul Județean ca să punctez. Păi, fiți zâmbitor, domnul primar, nu prea sunteți zâmbitor. Corect. Și dacă e ceva, o pauză, 5 minute și imediat. Dacă consumați epuizat subiectul ăsta, sper să... Da? Veniți cu domnul viceprimar îmbrăcat în moștrățiun, că el e învățat. Adică noi, Consiliul Local, care tot nu credeți, am venit cu așa de finanțare. Știți care e paradoxul? Spuneți. Eu de aici unde stau, unde de la port și cred că iesă fumoară. Iesă fumoară, ooo! Înseamnă fi bine, dar... Este un semn bun. După cum arată, poți fi pișterea. Bun, e un proiect care sunteți familiarizați. După cum, sper cum arată, s-a plăsit rău. Deci este un proiect care sunteți familiarizați, da? La fiecare 3 luni, alegi un alt președinte de ședință.
domnul Tibeic își încheie după ședința de astăzi mandatul ca și președinte, președinte de ședință. Dar eu obosit. Parcă s-a însurat azi, așa emoția a avut domnul Tibeic, că era... fericit, roșu la față. Fiți mai bărbat, domnul Tibeic, domnul consilier, a avut parte de cea mai interesantă ședință. Corect, 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 corect. Haideți să-l aplaudăm. Bravo, domnul Tibeic, mulțumesc. Haideți, mai ales un pic și scăpați. Propune pentru... Propune. Propune cine... Majoritatea. Cine propune? Propun pe domnul... Irimia. Irimia. Aplauze pentru domnul Irimia, că o să fie cel mai interesant. Cine este de acord că domnul Irimia vrea să fie nou președinte? Dar se poate propune cineva? Propune cineva? Da, eu pentru că m-am obținut asupra proiectului ordine de zi. Acum, domnul președinte, vă rog. Ce motiv să așteptăm ultimul... Suspendați ședința? Două minute, vă rog. Da, da. Da, o pauză, se termină. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului OAT Orbit, județul Bacău, că e anul 2023. Inițiativ, domnul primar, vă rog, asta. Da, o să dau citire raportului de domnul de specialitate. În în conformitate cu următoarele prevederi legale, legea bugetului de stat numărul de pe anul 2023, e vorba de legea numărul 368 din 2022, legea numărul 273 de pe 2006, de finanțele publice locale, legea educației naționale numărul 1 pe 2011, completări și modificări ulterioare, legea 578 pe 2003 din codul fiscal, așa, și în baza adreselor 4648 din 12-2022, respectiv 67-1-2023, are Direcția Județeană a Finanțelor Publice Bacău, prin care sunt comunicate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumurile, pentru drumuri și sumele din cote defalcate din impostul pe venit și estimările orientative pentru privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cote defalcate din impostul pe venit pe anul 2023-2026. Ținând cont de prioritățile de finanțare conform strategiei dezvoltare economică socială a Comunei, a politicilor fiscale și bugetare, precum și a priorităților stabilite în formularea propunerii de buget, asigurând dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, propunem spre aprobarea Consiliului Local bugetul general estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 în următoarea configurație. Venituri ale bugetului local pentru anul 2023 au fost fundamentate în conformitate cu prevederile legii 273/2006, actualizată, care dispune că articolul 3 cheltuielilor unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, incluzând excedentul anilor precedenți. Veniturile totale sunt structurate după cum urmează. Venituri proprii, 870.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit 0402-01, 470.000 lei, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 789.000 lei. Sume repartizate din fondul de rezervare CJ Bacău, sumă nouă primită acum 040205, 744.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru activități descentralizate, cod 1102, învățământ 340.000 pentru bursele. Din așa, burse 340.000 pentru bunuri și servicii, burse pentru ele 321.000 de lei, tichete, crește și grădinițe 32.000 lei, drepturi copii CES 34.000 lei, asistență socială, indemnizație 1.022.000 lei, total 1.749.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri la codul 110205, 454.000 lei. Erau sume pe care nu le știam și le-am aflat astăzi, adineaură, adică. Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, codul 110206, 1.796.000 lei. Pe partea de cheltuieli, fundamentarea bugetului pentru anul 2023 s-a realizat pentru secțiunea de funcționare, care cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și cu prestarea serviciilor, transferuri, asistență socială și alte cheltuieli în condiții legii, și secțiunea de dezvoltare, care cuprinde cheltuieli de investiții. Fundamentarea cheltuielor materiale și prestări servicii s-a efectuat pe bază de calcule proprii și actelor normative specifice fiecare activități, precum și a normativelor de cheltuieli. S-a analizat necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărui cheltuieli, asigurându-se în condiții normale de funcționare a instituțiilor și în condițiile unui regim sever de economie. Bugetul local al Comunei Orbeni va fi repartizat altfel.
la capitolul Autorități Publice, capitolul 51, cheltuieli de personal, 1426 mii lei, la bunuri și servicii, 760 mii lei. Și aici intrăm călziți, iluminați, carburanți pentru numărul de autoturisme, piese de schimb, poștă, telecomunicații, internet, materiale cu caracter funcțional, cheltuieli de întreținere funcționare, materiale de curățenie, cheltuieli cu pregătirea profesională, servicii juridice, servicii ACOR, asistent rânțeleține de softuri, servicii de consultanță și asistență contabilitate, servicii de GDRPU, gestionarea climă fără stăpân, creșterea capacității IT la nivelul comunei Orden și alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare. Și fondul de rezervă, care sumează 50.000 lei, acel de până la 5%. Pe capitolul 56, 0 lei, la capitolul 61, Ordine și Siguranță Publică, Ordine Publică și Siguranță Națională, avem cheltuieli de persoană în sumă de 62.000 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 8.000 lei și aici ne-am propus să realizăm achiziționarea unui turbosuflantă necesară pentru stingerea incendiilor și un stoc de saci de rafii pentru prevenirea inundațiilor și alte materiale specifice SBS-ului. La capitolul de învățământ avem cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 460.000 lei, din care sunt alocate din TVA, cheltuieli prevăzute la articolul 104 alineatul 2 litera BD, sunt sumă de 340.000 lei, sunt alocate din bugetul local. Da, tot transport cadre cu la vinieta, sigur, 120.000 lei. Și aici ar intra transport cadre didactice, protecția muncii, cheltuieli cu microbuzul, transportul elevilor, combustibil, asigurări, ITP-uri, vinietă, reparații microbuz. Și asistență socială, 87.000 lei. Sume alocate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu CES, 34.000 lei. Sume alocate din TVA pentru etichete sociale, 32.000 lei. Sume alocate din bugetul local pentru asistență socială, 21.000 lei. Astfel, premii pentru ele cu rezultat deosebit la învățătură, 6.000 lei. Cadou pentru sărbători de iarnă, sumă de 15.000 lei. Sume alocate din TVA pentru finanțarea bursilor, 321.000 lei. Reparații, împrejmuire, gard, școală, 115.000 lei. Reabilitare termică, școală gimnazială numărul 1 Ordeni, și aici am mai corectat câteva cifre, având în vedere echilibrarea bugetului. Și au rămas 231.000 lei, da? Dotare cu mobilier, 20, dotare cu mobilier, și o să citesc aici mai exact. Deci reabilitare, dotare cu mobilier, pe materiale didactice și echipamente digitale unităților de învățământ, 15.000 lei. Creșterea gradului de participare a elevilor. Am lăsat un 5.000 lei parte de cofinanțare de șosurile mai mare, dar să vedem să se implementeze proiectul cu alte în status. Și mai avem rețeaua de utilizare la care s-au renunțat, la cea cu centrul termic. La capitolul cultură recreere avem cheltuieli de persoană în sumă de 68.000 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 44.000 lei, din care 12.000 lei cheltuieli cu energia și serviciile de întreținere, telefon, 5.000 lei carburanți pentru transport ocazional al grupului Spic de Grâns, la diverse evenimente, 27.000 lei pentru continuare dezvoltarea activităților grupului proiectului Cântec Popular pentru grupul Spic de Grâns de la Orben. Cheltuieli de capital, 250.000 lei. Da? Nu știu, dau citire proiectului de hotărâre cu cifrele exacte. La solicitarea preoților parolului se transferă pentru realizarea de cheltuieli cu privire la întreținerea, repararea lăcașilor de cult, continuarea lucrărilor la Casa Parohială 1 Orben, continuarea lucrărilor de construire a Bisericii Parohiei la Casa Praznicală și Casa Mortuară, Parohia 2 Orbeni, înlocuire învelitoare Biserică și Corporniță la Biserica Advent Sfântul Nicolae cu următoarele sume. La Parohia 1 Orbeni 45.000 lei, Parohia 2 Orbeni 25, Parohia 1 Scurtă 25, Parohia 2 Scurtă 25, Biserica Fitildei 10.000. La capitolul asistență, asigură și asistență socială, avem cheltuieli de personal și indemnizație personal. Cheltuieli personal cu asistenții personal și indemnizație, 1.200.000 lei, așa. Indemnizații persoane cu handicap 280.000 lei, cheltuieli de personal centru de zi 325.000 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii centru de zi 35.000 lei, ajutor sociale 23.000 lei, din care 3.000 lei pentru 50 de ani căsătorii, 6 familii și 20.000 lei stimulent financiar pentru noi născuți. Cheltuieli de capital 150.000 lei, nu au rămas 15.000 lei pentru înființarea centru îngrijire persoanei vârstnice. Mergem mai departe, la servicii și dezvoltare publică, cheltuieli cu bunuri și servicii 260-30 de lei, în care consumă energie, întreținere, reparații luminat public, contribuții ANRSC,
25.000 lei pentru Ignatul Public Festiv. Cheltuieli de capital 5.768.000, din care realizările sisteme de alimentare cu apă, extindere rețelei de alimentare cu apă pe străzile principale, canton, școlii, bradului, Unirii. În urma echilibrării bugetului a redus la 2.000 lei. Extinderile stadii de distribuție gaz metan din satele urbene și scurta 10.000 lei. Înființare sistem panouri fotovoltaice, clădiri utilități publice. Am renunțat. Da. Trecem la protecția mediului și aici avem proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Orden. E vorba de suma de 110.050 lei, parte de cofinanțare ca și obligația UAT Orden pentru canalizare și apă. La capitolul transport avem cheltuieli de drumuri și servicii, chiar de 100.000 pentru întreținere drumuri, 60.000 utilajele, 30.000 carburanți și 30.000 de lei pentru întreținere. La ca proiectul, avem cele 5 proiecte ce privesc modernizarea. Proiectul modernizare drumuri la, cu construiri la capela Domnului Maicii Domnului. Știți bine că s-a obținut finanțare de 110.000 de lei, 11 milioane de lei. Noi am propus aici ca proiectul să rămână în continuare, chiar dacă nu cred că îl vom realiza noi cât de curând, până nu se finalizează acțiunea de canalizare și alimentare cu apă, sumă de 10.000 lei. Închis subiectul deocamdată, este autorizat, proiectul tehnic realizat, urmează să finalizeze acțiunea de pe Poim cu canalizarea și apa și după care cu, pentru gazul pe străzile respective s-o cam încheiat, s-o cam implementat. Avem în continuare parte modernizarea drumului de interes local în satele Orben și Scurta. Acel proiect etapa a doua, dacă căruia am alocat suma de 294.000 de lei. Avem modernizarea drumului local de R250, drumul de la Vadul Chiriții, unde are alocată suma de 10.000 lei. Suntem pe finalizare și cu autorizația și... Adică am obținut autorizația să vedem în momentul în care deschide procesul de finanțare să putem depune pentru modernizare. Mai sunt și două, trei variante, o altă variantă, dar sperăm să pe de curând să vedem care din ele se concretizează. Avem modernizare drumului de interes local. Acel proiect început, cum s-a finalizat SF-ul și urmează proiectul tehnic, dar să vedem în ce condiții vom finaliza. Mă refer financiar. Am alocat o sumă de 10.000 lei. Modernizarea drumului de interes local, vor avea două sorbe, Biserica Cioca și cele 5 poduri, la fel s-au alocat suma de 10.000 lei. Avem drumul de la strada școlii cu construirii pod în punct Bonțoi. Am alocat suma de 100.000 de lei, în ideea în care reușim tot așa să finalizăm documentația și să obținem o sursă de finanțare, altă adică bugetul local, că nu putem realiza. Altfel, la Picon s-a renunțat, la cea cu siguranța de rutieră s-a renunțat. Cam asta ar fi, în linii mari, raportul de specialitate în compartimentul. S-au sucit un pic lucrurile, având în vedere și faptul că am primit cifrurile din euro, finalizate. O să dau cifrurile proiectului de hotărâre și o să cer, o să trec direct pe articole, dacă sunteți de acord, după care discutăm. Nu? Da. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli comunei Orbei pe anul 2023, configurația prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre. Se aprobă capitolul 2, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli activități autofinanțate sursa E, în sumă de 660.000 lei, în configurația prevăzută la anexa 1, prezent la prezenta hotărâre. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli autorizatorului terțial de credite, școala gimnazială numărul 1 Orbei, în sumă de 763.000 lei, din care 695.000 TVA, 68.000 lei din bugetul local. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2023 conform anexei 2. Se aprobă utilizarea sumelor din excedentul anului precedent pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții. 1.300.000 lei pentru realizare sistem de alimentare cu apă, extindere rețea alimentare cu apă pe strada principală, canton, școlii, bradului, unirii, construire, puț, captare, apă și rezervor, 200 de metri cu mesaje scurte. Articolul 4. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei pentru continuarea și dezvoltarea activității în cadrul proiectului Tântei Popular, parte de subletul satului Nesfic de Lui de la Ben, formarea unui grup de dansatori, asigurarea transportului și pentru participarea la diferite festivaluri, concursuri
de contări negative. Se aprobă articolul 7, se aprobă alocarea sumei de 6.000 de euro organizarea festivalului de ediția a 3-a. Ziua de 8 martie, ziua de 1 iunie. Ziua copilului, articolul 8, se aprobă utilizarea sumei de 40.000 lei pentru întocmirea documentației tehnice juridice aferente eliberării TP pentru traseul A7. Articolul 9, se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Articolul 10, se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei pentru școlar și preșcolar cu ocazia sărbătorii de anul și 6.000 lei pentru premierea elevilor cu rezultate deosebit de la învățătură. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei reprezentând stimulări financiare pentru noi născuți și suma de 3.000 lei pentru primirea a 50 de ani de la de căsătorie. Articolul 12, se aprobă alocarea sumei de 130.000 lei pentru susținerea cultelor repartizate pentru fiecare parohiasă. Parohia 1 avem 45.000, parohia 2 25.000, parohia 1 scurtă 25.000, parohia 2 scurtă 25.000 și biserica peste 20.000. Se aprobă susținerea obiectelor de investiție astfel. Reabilitare termică școală gimnazială numărul 1 Orben, comuna Orben, cu suma de 231.000 lei. Un alt proiect este creșterea gradului de participare a elevilor din comuna Orben la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2 prin achiziția de echipamente IT în valoare de 556.030 lei, astfel 501.030 lei din cofinanțare pe programul FDR și 5.000 lei din bugetul local. Dotare cu mobilier, material didactic și echipamente digitale în unităților de învățământ, sumă de 15.000 lei, construire și dotare cămin cultural în sală scurtă a comuna Orben, 250.000 lei, înființare grup de îngrijire, centru de îngrijire persoane vârste, 15.000 lei, sigurător de documentația tehnică, filipaș, proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Orben, 110.050.000 lei, realizare sistem de alimentare cu apă, extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada principală, canton, școli, gradului, unirii, construire, plus captare și rezervor 200 de metri cub în satul Scurta, 2.000 lei, extinderea rețelei distribuției de gaz în satul Oșor, Orben și Scurta, 10.000 lei, modernizare drumului de interes local în satul Orben și Scurta și construire podă, biserica, capela Domnului Maicii Domnului și în satul Orben, strada, străzile Unirii, Zanfirești, Chelmușești, Sățurești, Făinești, Trăină, Elena 1 de la Casa Parohială până la Poțul Mănaru, strada Costamorii, Luz, Gării, Biserica Talpa 1, Biserica Talpa 2, Părului Dineretului, Străină, Elena 2, Poțul Mănaru până în Rezeșilor, din Comuna Orben. Aici proiectul este finanțat, cum spuneam mai devreme, de către Ministerul Dezvoltării. Avem alocată suma de 11 miliarde de lei. În situația în care se finalizează lucrarea de canalizare și apă, va avea loc și modernizare de drumuri. Am alocat suma de 10.000 lei, am propus-o. Modernizare drumuri de R250 și 158, vorba de drumul de la Vadul Chiriței, și aici am alocat o sumă de 10.000 de lei, la fel este autorizat, proiectul tehnic realizat, urmează execuția, să vedem în ce condiții obținem o sursă de finanțare. După aia avem modernizare drumuri de interes local, strada școlii și construire de pod în punctul Pontoi Nicolae. Unde se răsuna domnul Pontoi? Cum? Unde se răsuna domnul Pontoi? S-a răsunat. Da. Modernizare drumului de interes local, strada școlii și scurta pe străzi din Țarna Luz, Brutăriei, Vietriș, Viilor, Nicolae Negri, Salcâmilor, Luminii, Grigore Bădărcă și Pote Făinești, completarea acordurilor care nu au fost cuprinse, dar nu mai e cazul aici, trebuie să le scoatem. Cucovici, Fărașa, Biserica Nouă, 10.000 lei. Modernizare drumului de interes local în satul Orben și Scurta pentru străzile Dos Orben, Biserica Ciuța, consolidare pod în punctul Chiorcea, Scurta, podul Scurta, Orben, Albert Orben, Damian Scurta, Urzăcaru Scurta, suma de 10.000 de lei. Modernizare drumului de interes local în satul Orben și Scurta, etapa a doua, 294.000 lei. Se aprobă utilizarea cantității de combustibil pentru autoturismele cu numele de matriculare astfel, pentru 97.300 și 3.600 de litri pe an, 99.1800, 73.1200, 01CZ1200, 07FZG3600, 100Orben4100, 70Orben4100, Drujba 50, generator 100, cositor 100. Scheltuiesc cantități estimate diferite cum se transformă. Articolul 15 se aprobă considerarea fondului de rezervă la dispoziția Consiliului Local al UAT Orben, sumă de 50.000 lei, conform articolului 36 al neatului din legea 273/2006 actualizată. Articolul 16, prevederile prezente hotărâri vor fi puse la îndemnire de primarul comunei și compartimentul și care s-a contat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Orben.
Da, așa am venit mai. Noi am trecut un pic mai repede peste el, în ideea în care noi am avut discuții și atunci când am avut dezbaterea publică și pe comisiile de specialitate. I-am inițial proiectul de buget cuprindea mult mai multe, o altă cifră, era dimensionată altfel, dar având în vedere că era proiect. Na, încercam și noi să găsim surse de finanțare ca să putem asigura necesarul. În momentul de față, cu cifrele ulterior primite și de la Consiliul Județean, bugetul este echilibrat și în linii mari, el cam forma asta o să aibă, așa cum l-am prezentat dumneavoastră astăzi, cum vi l-am propus spre aprobare. Am discutat, am căutat soluții la fiecare articol la care ne-am gândit noi și l-am pus în pagină. Am ținut cont și de amendamentele celor doi consilieri pe care le-au depus. Putem discuta. Dacă avem discuții. Dăm mână. Dăm mână. Da, mulțumesc. Comuna Orbeni are nevoie de un buget funcțional. Termenul limit ar fi 2 februarie, depunere. Va fi depus și adoptat astăzi de Consiliul Local. Desigur, fără votul afirmativ al meu, cu părere de rău, dar să fie pozitiv ar însemna să nu încalc atribuțiile, să nu încalc legea. Și astfel, opinia mea separată, cred, nu mă antipromânț, nu are niciun efect asupra depunerii proiectului propus de domnul primar. Domnul secretar, având în vedere că aveți cunoștințe juridice și sunteți îndreptățiți să ne consiliați, vă rog să procedați la lămurirea unui aspect de legalitate în ceea ce privește proiectul supus pe aprobare, privind articolele 69, 70 și 71 din legea 24 din 27 martie 2020. Dar e explicit. Adică ceea ce spun trebuie să audă toți și să înțeleagă toți. Eu te rog să dezvolți ce ai intenție de a spune. Intenția pe fond al dezbaterilor pe care ar trebui să le fac, ar dura cât un curs de drept. Ne permite timpul. Nu pot sintetiza mai mult sau mai puțin decât indicarea articolului de lege pe care l-am invocat. Mai sintetizat de atât, nu pot. Mai în situația să vorbesc de ceva și nu ar tu știi. Nu. Care este esența? Nu doar ești. Uite, asta este problema. Ca să înțeleagă absolut tot. Adică nu o faci tu, dar trebuie să o faci el. Păi... Dacă tu o știi, spune direct tu. Nu, eu încerc doar să previn o situație care ne vor implica pe toți. Spune care este problema atunci. Avem supus aprobării unui buget local, un proiect, în data de 4.1.2023, asupra căreia s-au intervenit cu recomandări și amendamente, asupra cărora s-au dezbătut în ședința publică din data de 27.1. prin ședință publică. Actul normativ pe care îl supune domn primar, inițiatorul proiectului, astăzi spre adoptare, suportă modificări consistente. Astăzi mă refer la data de 31, la o dată de 5 zile de la data de 27, când a fost supus dezbaterea. Domnul primar, probabil, a omis să ne explice conținutul minutei care poate modifica proiectul inițial depus pe data de 4.1.2023. Cred că am dezvoltat un pic mai mult decât ar fi trebuit, dar pentru înțelegerea tuturor, chiar și celor de acasă, este vorba despre o modificare consistentă a proiectului asupra căruia noi am avut cunoștință din data de 4.1.
De aceea, revin cu întrebarea dacă sunt respectate dispoziția articolului 69, 70, 71 din legea 24 din 27 martie 2020, republicată cu modificările ulterioare. Sunteți în măsură să ne răspundeți. Vă rog să ne lămuriți. În substanță, chiar dacă tu o prezinți, cred eu, parțial, stă în continuare acel articol 7, aliniatul 10, litera D, care îmi zice că în termen de 10 zile calendaristice, de la încheierea dezbaterii publice, se asigură accesul public pe site-ul și la sediul autorității publice responsabile la următoarele documente. Minuta dezbaterii publice, recomandările scrise corectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoarte de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ. Și trebuie să înțelegem noi, nu doar de aici. Legea aceasta a transparenței decizionale 52 din 2003, ea funcționează și coexistă împreună cu codul administrativ. Doi la mână. Ele vin și se completează. Dezbaterea care a avut loc vineri și care s-a finalizat cu o minută, care a fost afișată jos, este, cred, urcată și pe site, da? Și ea și toate celelalte documente numerate puteau fi oricând urcate în site sau afișate jos în termen de 10 zile de vineri încolo. Nu se putea pune problema, în o secundă, de a amâna ședința de Consiliu după aceste 10 zile. Pentru că articolul spune clar, în termen de 10 zile. Deci nu mai mult de 10. Citesc în limba română și cred că tot așa înțeleg. Care articol? Nu... Ok? Care articol? 7, aliniatul 10, litera D. Și articolul 10, litera D, mai departe ce ar spune? El face trimiterii la termen de 10 zile, da? A, nu. Da. Îl aveți, putem căuta să-l identificăm ce ar spune. Eu încerc să clarific situații, pentru că eu știu ce votez. Dar oamenii ar trebui să știe și ce votăm ceilalți. Dacă știm ce votăm. În tot acest proces de... Fiind ședință publică, să ne lămurim. Votăm, în cunoștință de cauză, despre aici un vot. În tot acest proces și de elaborarea bugetului, a tuturor materialelor aferente lui, a minutei, a tot ceea ce a urmat după minută, până la data adoptării, toate aceste elemente, cum îi spune și acest articol, da? Versiuni îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării. Noi am venit cu o versiune în data de față. Discuția din data de 27 s-a purtat pe ceea ce s-a postat și s-a menționat lucrul ăsta, că nu avem în vedere un alt buget. S-au făcut trimiteri la faptul că vor fi primite cifri, nu se schimbă proiectele, adică nu vom... Am vorbit despre ceva și dintr-o dată vrem să facem un aeroport la Orbei. Deci nu au fost elemente de substanță majoră schimbate. S-a spus clar că pe anumite zone vor interveni cifri și doar acele cifri vor influența, atenție, finanțările. Nu sunt bani care să plece în altă parte decât strict pe traiectoriile stabilite. Aceste mici modificări au fost anticipate și spuse transparent încă din ședința divină, ședința dezbaterii publice, în 27. Nu sunt alte elemente decât tot ceea ce s-a prezentat și discutat până acum. Deci nu vorbim de greșeli materiale. Nu are de ce să fie vreo greșeală materială strecurată pe undeva. Nu. Deci nu vorbim de greșeli materiale. Nu? Să așteptau noi cifre. Care firește odată venite, primite, atenție, și cu o destinație expres prevăzută, ele nu se pot duce în altă parte. Și nu-i primul buget de tipul ăsta și de maniera asta care a fost construit. Dacă mai permiteți ca să desfășor tot preluarea de cuvânt, după care las cuvântul și celorlalți înscriși, deficitul bugetar în proiectul inițiat pe data de 04, suma. Domnul inițiator. Era un proiect. Un proiect care cuprindea... Am întrebat suma la care se referă... 10.000. Deficitul bugetar în proiectul supus adoptării astăzi. Suma. E 1.300 de lei care comprendează excedentul. Deci e 0, mai altfel spus. S-a acoperit un excedent. Cu 1.300.000. Cu 1.300.000. Deci hai ca să ne înțelegem. În proiectul de buget
am înscris cam toate temele la valorile estimative care trebuiau să le cuprindă. În momentul în care pe parcurs au apărut cifre, am ajustat bugetul așa fel încât să-l pot echilibra și să pot realiza atât cât pot realiza cu cifrele pe care le avem. Nu avem nimic în plus sau în minus. Temele prezentate și în dezbaterea publică, și în proiectul inițial, și în comisie de specialitate sunt aceleași, ca și proiectul, mă refer. Avut în vedere a se implementa. Doar că singura modificare, că s-au renunțat la unul de comun acord. Cu dumneavoastră consilieri, am renunțat la anumite categorii de cheltuieli, pentru că chiar dacă ele se impuneau a fi realizate, nu puteam financiar să le susțin. Și au rămas doar cele prioritare. Apa, canalizarea, o parte, o sumă. Zic eu, pentru început, de documentația tehnică, baza o să susțină, sper, Angel Salini, apă, canalizare, gaz și drumuri. Mai completez cu sumele care suntem, avem obligativitatea de a le asigura, privind cofinanțarea celor două proiecte sau trei care sunt legate de educație, de învățământ. E vorba de eficiență energetică în școli, acea dotare cu mobilier, chestia cu IT-ul, cu SARS-CoV-2, da? Și cam atât. Plus la care, firește, am redimensionat un pic și cheltuieli din întreținere, dar nu le putem diminua atâta vreme cât ele trebuie să existe și trebuie să funcționeze. Dacă permiteți, suntem la cam atât. Și asta le-am făcut de comun acord cu majoritatea consilierilor locali. Dacă îmi permiteți să o completez. În data de 19 decembrie 2022 a fost adoptat bugetul de stat, având termen limită de adoptare a bugetului local 45 de zile. Creionarea unui buget, proiect, adoptat, ar fi fost posibilă la inițiativa dumneavoastră. Cu mult înainte de data 31, urmând ca rectificarea să intervină după înregistrarea proiectului inițial. Bugetul a fost creionat în momentul în care am început să lucrăm la el, în momentul în care deja a apărut legea bugetului de stat. Adică 19 decembrie. 19-20 sau cât o fi, nu imediat, după ce a fost promulgat, da? Deci am început să creionăm bugetul, să vedem cam cum, ce formă, ce dimensiuni putem să-i dăm. Exista posibilitatea adoptării de către Consiliul Local a unui proiect anterior date de 31 ianuarie, astăzi? Mă tem că nu. Pentru că nu aveam cifrele finale cu care să vin în fața dumneavoastră să explic, să-i dăm formă finală. Când le aveați, făceați rectificarea bugetului? Nu știu cum s-a procedat, din cât ce cunoștință am, nu cred că e posibil. Asta a făcut 29 decembrie, cum ar veni. Asta proiectul inițial adoptat. În data de 29 decembrie, nu folosi termenul rectificare până în iunie. E imposibil. După 30 iunie putem interveni pe buget. Deci termenul rectificare nu e neapărat. Dar în cazul să construiești un buget incomplet. Posibilitatea rectificării, da? Se putea rectifica conform sumelor pe care le aveați la conștiință la eu cred că nu e cazul. Nu e cazul. Sau nu era cazul. Dacă exista posibilitatea legală... Mă tem că nu. Din 92 de oateuri care sunt, nu știu dacă procedură care va așa. Dar legal, nu știu dacă legal dă... Există un... N-am auzit până. Odată a adoptat bugetul, 6 luni, nu poți interveni doar în condiții care primești cifre. Exact. Aici am vrut să ajung. Dar eu, ca să construiesc un buget, când primești cifre pentru diverse proiecte, cum suntem noi cu Angel Salini sau cu alte surse, e altă discuție. E altă discuție. Dar ca să plec la drum cu un buget pe niște cifre pe care eu nu știam. De exemplu, nu știam ce cifre voi primi eu azi la Consiliul Județean, da? Ce sume alocam pentru drumuri, pentru proiectele de drumuri sau pentru echilibrare la nivelul la care eu trebuia să mă duc cu... Și întrebare. E cam un motiv pentru o zi. O singură întrebare. Răspunsul legal este nu. Dar spus că 45 de zile necesare adoptării de local. De la data asta, de perioada în care am început de cele zile. Trebuie să apară bugetul. Aprobat. Sunt și foarte evident pentru niște oameni, noi toți aici de față, care au pus procedura asta. Din ce cauză? Ce știm noi ce? 4-5 de zile, da?
când expiră aceste 45 de zile. Vă spun eu, pe 2 februarie, corect, încât suntem astăzi în 31, da? Dacă intram pe procedură de a face un proiect de buget inițial și să-l trec prin toată procedura de dezbatere publică, de avizare, de nu știu ce, un proiect inițial cu handicap, ca să zic așa, da? Incomplet. Eu ajungeam unde sunt astăzi, de fapt. Ei, astăzi trebuia să fac, având cifrele, un alt proiect de hotărâre care să întrec chiar și cu toată procedura de avizare, de dezbatere publică tot, și depășeam de astăzi încolo, mă duceam încă peste 30 de zile. Eu cred că legal nu se putea. Deci legal nu se putea. Dacă nu m-am făcut înțeles, mai repede. Adoptam acel proiect în forma creionată, îl înregistrați la finanțele publice. Nu primeați proiecte de buget finanțele publice. Adoptat domnul primar. Prin s-o hotărâri. Nu există așa. Dar tot ceea ce pregine ca procedură, nu buget, nu aveai cum să faci 60 de zile într-un interval de 45. Limpede. Eu cred că nu-i caz. Deci nu-i caz. Nu-i caz, am înțeles. Bun. Dacă avem bugetul făcut ca lumea citru, de mai vârtem în vârful de casă. Ca să discutăm așa. Știți cum e? Sunt lucruri care trebuie slăbuite. Da, da. Trebuie, da. Nu am pune distorică. Să spui deja de trei ori. Dacă tu explici și pagă ce ești roșu, mai via asta va ia de lucru. Exact asta s-a întâmplat, domnul consilier, în procedura asta. Hai să nu o intrălegem la practice și nici în dialog, e măsir că nu ajută la nimic. Hai să discutăm punctual. El a fost sucit și răsucit bugetul ăsta. L-am discutat și l-am răzdiscutat. Nu l-am primit. Dacă vreți să-l dați, în construcția bugetului am ținut cont pe tot ce înseamnă investiții și investiții prioritare și am picat de comun acord, ținând cont și de nevoile oamenilor, să rezolvăm problema apei și a canalizării. Prioritate. Și gata, tot ce se bagă în pământ. În ideea în care sperăm să se întâmple ceva plăcut anul ăsta, să încheie lucrările astea, ca să putem interveni cu suntem în rezervă cu 110 miliarde de lei care ne așteaptă pentru modernizarea sportului. Deci dacă cineva pleacă de la premiza că o modificare de tipul celei de astăzi ar conduce la o apreciere cum că proiectul ar fi trebuit reluat, pentru că modificarea este substanțială, este cantitativă, este determinantă, este uriașă, astfel încât ceea ce lăsăm în urmă este prea mic, sau prea mare. Atenție! Haideți să ne ducem pe latura strict economică a lucrurilor. Nu doar juridică. Noi venim din zona unui deficit asupra căruia primarul s-a pronunțat vis-a-vis de proiectul din data de 4 ianuarie. Și a spus, domnule, atunci am plecat cu un deficit de 100 de miliarde. Deci folosim cifre clare, vorbim românești. Astăzi noi avem un deficit zero. Este o influență pozitivă a bugetului local. Deci astăzi, prin cifrele și sumele alocate, Comunii Hrubenii s-au făcut un mare bine, care firește, trebuie gestionat și trebuie cu el să acoperim cam tot ceea ce s-a spus și s-a scris în aceste hârtii. Deci acest buget sub aspectul modificării nu a suferit un rău, a suferit o influență pozitivă. Nu poate cineva astăzi să zică, ok, doar dacă nu-și dorește anumite lucruri, probabil, sau dacă ai ceva împotriva realizării anumitor lucruri în Comuna Hrubenii. Dom'le, am primit niște bani care ne ajută să unim, să ducem mai departe aceste proiecte. Deci și ca aspect tehnic, și ca aspect uman, și ca aspect, știu eu, care țin de responsabilitatea unui ales local față de cetățenii. Eu cred că singura nemulțumire ar fi că sumele sunt insuficiente ca să putem acoperi toate nevoile. Dar câte una, câte una dată la o parte, cred că până la urmă vom reuși. Atunci, probabil, trebuie pusă și cealaltă întrebare. Și o să o pun eu, dar nu pot eu, tot eu să dau și răspunsul. Dacă inițial s-a pus întrebarea care a fost deficitul inițial cu care am plecat, poate trebuie să punem și întrebarea care este deficitul actual în această construcție bugetară. Este care? Bugetul este, m-am străduit să echilibrăm. Și să ajustăm cheltuielile acolo unde s-au putut și să suplimentăm acolo. De exemplu, noi la drumuri, inițial, bine, era o sumă mult mai mare, dar astăzi am primit o sumă care, fără voința mea, a trebuit să o repartizez pe cele 4-5 proiecte care necesită, eu știu, prioritate, ca să nu rămână niciunul mai în urmă față de celălalt, să ne aducem pe toate cam la același nivel. Dar am primit, cum spunea și domnul consilier, domnul Fantu, că
Suma o venit cu destinație clară. Dacă am primit 4 miliarde pe drumuri, apoi la drumuri trebuie să le găsească. Nu pot să trec mai mult. Iar celălalt pentru echilibrare, toată suma care am primit toată, nu sunt o zonă investiților și aici mă refer la subiectul alimentare cu apă. Iar celelalte proiecte, v-am enumerat cifrele care au fost atribuite fiecăruia în parte, funcție de nivelul la care s-a ajuns cu el. Ca și documentație. Deci, concluzia este că toate drumurile vor fi asfaltate anul ăsta ca să intrăm în deficit. Atâta timp cât Consiliul Județean ne-a dat sume și pentru rețea extindere apă, corect, ne-am echilibrat și avem încrederea, corect, că proiectele merg mai departe și cu susținerea. Deci, suma și la nivelul la care discutăm de suma atribuită pentru acel proiect care înseamnă alimentarea cu apă, și aia este insuficientă. Este insuficientă. Dar atât am putut, anul ăsta, atât vom realiza. 20 de miliarde. Atât vom realiza. Deci era un semn de întrebare pentru mine, pentru că nu aveam confirmare că bugetul va fi suplimentat sau susținut de celălalt Consiliu Județean. Astăzi m-am convins. Domnule, pe vorbim pe lucruri concrete, corect, nu pe ce va fi. Corect. Ce va fi, vom vedea. Realizările lucrărilor se vor duce în suma, în cuantumul sumelor atribuite, da? Da? Iar restul, pe măsură ce vom atrage sume, vom completa. Corect. Eu am înțeles, am primit răspuns și la cele 5 amendamente, fapt pentru care trebuie să-i dăm ghice, să ne punem la treabă. Dar și să felicităm. Mai e mult de lucru să spunem felicitările. Sunt vorba de felicitări. E să știți că, vă mai spun un lucru așa cu toată modestia. Ca să construiești un buget, să poți reuși să acoperi toate nevoile primării, școli, centru de zi și alte activități care le nu e deloc simplu. Să ne dar nu vorbesc de altceva. Când spun construirea unui buget, să faci prevederile legale, nu pe părerile mele personale. Dar în același timp, trebuie să te încadrezi în sumele care le ai și după ei le joci. Vreau să vă notez un aspect. Încercați să forțați nota, apoi în 2021-2027 a primit 6 miliarde pentru continuarea extinderii rețelei apă și canal. Nu cred că primăria Bordeni poate pierde startul fiind în primul eșalon, în prima etapă, între cele 20 de comune. Ne punem un astfel de proiect, dar spun un lucru. Încă nu cunoaștem exact astăzi, la nivelul la care discutăm, proiectul actual ce formă are. Păi trebuie să fim atenți, să fim acolo unde noi este locul. Noi suntem în discuție cu CRAB-ul, că suntem direct interesați și ei au presiune pe ei pentru că nu suntem numai noi oate orbeni cu o sumă în rezervă, în așteptare, mă refer la modernizare de drumuri. E o presiune maximă și din corespondența care o avem cu CRAB-ul și avem documente la dosar, să grăbesc pașii și să străduiesc chiar zilele astea. Cred că o să fie urcat pe platformă și bănesc că o să fim și noi ca și oate. Lucrările pentru realizare, canalizare și apă prioritare vor fi cele pe care se suprapun cu Angel Salini. Corect. Iar după care proiectul merge în continuare. Iar în momentul când o să vedem forma finală a proiectului, vom vedea exact cum ne legăm de celelalte finanțări care vor merge către extinderea acelui proiect. Pentru că știți bine că POIM-ul nu cuprinde toate străzile din Orbeni. Și scurta. Motiv pentru care de-aia am plecat și noi pe buget local cu acea realizare de alimentare cu apă, pentru că erau și așa străzile incomplete. Rămânea strada Unirii era până la trei sferturi, strada Gura Răului, nici nu pomeneam de Gura Răului în POIM, iar acum încercăm să le facem cap-coadă. Și din discuțiile cu proiectantul, că v-am zis, contractul este semnat, procedura de atribuire s-a rezolvat, mai sunt câteva avizii și sperăm 1 martie să dăm drumul ordinul de începere. Pe partea de sus, la scurtă, ca să venim în avantajul oamenilor, am zis așa, și proiectul a fost de acord, rețeaua de extindere cu conductă de apă să meargă de la Meza, din Pantă, de la, știți și voi, acolo zona, și pe stânga și pe dreapta, ca să evităm o sumedenie de traversă și îi pui pe oameni într-o mare dificultate, că s-o groază din betoane acolo. Și nu are cum un amărât să facă traversarea aia, să mă feresc de poduri. Am podul de la Țicu, ca să, cu care apa o să treacă pe partea stângă, direct după ce pot și după zidul de sprijin, care e un beton imens acolo, și fac traversare mai sus și mă duc pe partea, pe strada Unii, pe strada școlii, după care vin până la pod la Țicu, înapoi până la ultima locuință și mă duc până la poștaș pe dreapta, după aia trec pe stânga până la Botomei, după aia pe dreapta, iar din coace pe partea de sus, v-am zis, merg pe două, merg paralel cu ambele conducte, până la o loc, nu Petrea, da? Până la Bolțoi Petrea și mă opresc ca să nu mă apropii de pod, când trebuia mă încurca la vizi, permis de trecere și mai era acolo, simplificăm și cheltuiala și documentația. Iar din coace, ca să mă duc până la Gura Părăului, merg pe partea stângă, până la Neculai,
Neca, trec pe partea stângă până la ultimele case, după aceea mă văd pe dreapta, în pădure, că case sunt toate pe dreapta și mă duc până la barieră. Deci vor ajunge conductele cap coadă pentru tot sectorul de acolo și în felul ăsta închidem subiectul și mai am o bucată de țeavă care o ducem pe partea asta la... Cum îi zice acolo, la Clarul Neculai, la Neca, la Culin, da. Tarzan și cine mai e acolo. Deci am conduc, încerc să ajungă cât mai aproape de domiciliul fiecare. După care fiecare face căminul pe domeniul public și Dumnezeu știe ce o să mai întâmple. Deci prioritarea a fost bugetul ăsta s-a construit mai mult. Ne-am supus mare atenție și mare focus să putem procentul cât mai mare sau cât mai important să se ducă în zona investițiilor. Cât de asta avem nevoie. O mică completare și mă vă rețin foarte mult. Din câte știu, proiectul de buget a fost adoptat de către Consiliul Municipal, Consiliul Municipiului Bacău, săptămâna trecută, și dacă el a fost aprobat și înregistrat, deci exista posibilitatea orașele, municipiile, mi se pare că au altă. De la drumuri comunale nu cred că primea bani de la Consiliul Județean. N-are nicio treabă la acolo. Nu are nicio legătură. E vorba de Consiliul Local Bacău. Nu confunda comunele. Uite, dacă sună unde vrei, poți să întrebi pe reprezentanții firmei cu filmarea. Toate comunele s-au proiectat astăzi. Ședința a început cu ora 14. Toate comunele din județ. Pentru că toate depindeau de niște cifre. În momentul când dumneavoastră ați intrat în sală, era direct în direct ședința de Consiliul Județean. Și noi pe parcurs am primit cifrele. Entitățile locale, comune, orașe, municipii, sunt autorități administrative autonome. Sunt trei de ale țin. Sunt autonome. N-am ce treabă cu municipiul, cu urbeni. Fiecare suntem total independenți unii de alții. Sunt relațiile complicate, sunt alte deci trebuie să așteptăm deciziile Consiliului Județean. Consiliul Județean, da? Pentru că el echilibrează sumele pe care le poate distribui AOT-ul. Nu mă refer la AOT-ul, nu mă refer la comun. Da. Relații care colaborează sume, fie drumuri, fie echilibrare, fie cofinanțări proiecte. Corect. Pentru a se încadra în suma oferită de către Guvernul României, Consiliul Județean Bacău, s-a ajuns la toate comunele un pic de bonus pentru dezvoltarea uniformă a județului. Printr-o relație de colaborare. Da. Este o relație legiferată între Consiliul Județean și autoritățile din subordine. Nu sunt în subordine. Nu sunt în subordine. Ai zis bine, nu sunt în subordine. Dacă fi Nicolae Borcescu sau unii bogati din județul ăsta, tot ai aștepta banii la Consiliul Județean. Toată lista e plină cu toate comunele. Uitați-vă alea că Comuna Orbe este o comună nici mai mare, nici mai mic, fiecare o califică cu un credit, cum vrea, după cum am mai văzut, o mai umblat în viața asta, da? E o comună cu 40 de km rețea de drumuri. Este uriaș. Și atunci te raportez la posibilități. Știți? Mai știu că cineva în weekendul trecut în Valea Seacră, care rămânea în vârful unui ideal acolo, cum vine primarul să te zăpezească. Și a spus clar, ajung și la tine. Pentru că am doar două utilaje. Știți? Și uite de unde se creează relația de legal zis colaborare, dar oarecum mai în substanță de dependență, de structuri care îți dau niște bani pentru că tu te zbați în neputința care te caracterizează. Dar sunt situații prevăzute de lege în nu ne putem ca în casări de 8-10 miliarde să refuz 20 care ți-i dă cineva. Păi 20 am primit azi, mai prezentaților. Eu credeam că nu ne dă nimic. Și asta deci, era tema. În esență. Nu știu că am primit 13 miliarde. Cât? 11. 700, hai că spune exact. Păi asta e. Credeam că nu primim bănuții ăștia. 744 și 454 vine 1198. 11.980.000. Deci este o influență pozitivă. Da, 11. Plus că îți dați cu direcție clară. Adică nu 454 pe drum, 744 investiții. Cu o finanțare. Adică nu știu, are cineva invenție să voteze împotriva alocării sumei alocate pentru drumuri? Sau poate cineva legal să facă așa ceva? Dar nu despre asta e vorba. Din eu am votat asupra proiectului în ordine de zi. Pot să votez pozitiv acum? Da. Dar ne-a mirat să fii chiar acum la omul de acord. Dar face pacea de la... De la tot. Nu vorba de asta. S-a început un război, nu știu. Nu. Haideți dacă mai e cineva, cu tot respectul. Da. Vreau să ajung, trebuie să ajung în altă, mai simt. Dar, mai sunt întrebări?
Două lucruri vreau și eu, mă scur, mă uderat. Nu că aș dori să aduc, știu eu, răsturnare, ceea ce nici nu este posibil și nici nu doresc asta. Știu că am adoptat atâtea bugete și de fiecare dată am admirat consilierii care vin cu propuneri constructive și, și doar atât. Deci, pentru că să nu uităm, suntem în slujba cetățenilor și nu avem aici de reproșat nimănui personal, ci doar ținând cont de aceste criterii. În această lumină, sincer, îmi pare rău că n-am putut ajunge vineri la acea întâlnire, fiindcă mi-aș fi dorit să-mi impun un punct de vedere. Dar aș dori măcar acum să vă sensibilizez, fiindcă ce se întâmplă? Pe partea de funcționare mi-e imposibil să intervin, fiindcă sunt sume justificate datorită bunei funcționări a instituției. Și nu putem interveni, că n-are rost, pentru că acum sunt calcule făcute. De asemenea, nu cred că am prea multe lucruri să intervin, nici pe partea de dezvoltare, fiindcă sunt proiecte în derulare, altele care abia se inițiază, ceea ce e sigur că este bine și este în folosul cetățenilor. Ceea ce îmi doresc eu acum, și chiar, sincer, nu mi-o doream nici popularizată, nici filmată, dar, mă rog, asta e situația. E o chestiune care ține de o anumită experiență pe care o am, ținând cont că sunt judecătorul ăsta. Ce să nu vreau? O să facem drumuri, o să facem canalizare, o să facem și școli și grădinițe, câte mai sunt, sau poate sunt destule. Dar ceea ce mă nemulțumește ca cetățean, ca om al satului, e faptul că nu o să murim nici de COVID, toți, nici de bombe. O să murim de foame. Constat cu amărăciune. Că nu mai am în sat la mine o gireadă de vaci și oile pe cale de dispariție. Am mai rămas ceva din cultura mare, am pierdut tradiții, precum viticultură. Nu mai există. Decât sporadic și vai de steaua ei. Am pierdut legumicultură. Nu mai avem nici aici tradiții. Și multe alte domenii unde ar trebui, cred, și nu neapărat în văzul întregii buni, ca împreună cu dumneavoastră, într-un termen scurt mi-aș fi dorit să elaborăm o strategie locală privind stimularea producției și a producătorilor. Ceea ce eu o găsesc, pe lângă celelalte foarte bune măsuri, dar să nu scăpăm din vedere, că totuși trebuie să lucrăm pentru bunăstare, că bunăstarea și din acest punct de vedere, fiindcă oamenii s-au descurajat și eu mă simt vinovat pentru această stare de lucruri, fiindcă am privit cu nepăsare atunci când veneau oamenii și îmi spunea: domn primar, am 20 de kg de lapte dimineață, n-am ce face cu ea, o dau la porci și n-am luat nicio măsură. Și iată, azi ne-am ajuns, că nu mai văd... Alea 20 de kg de lapte nu mai există. Alea, nici măcar alea 20. Îmi pare rău că nu mai sunt. Știi, să pierde, mai oameni buni, dar pierdem o tradiție de mii de ani. Orbanarii scurtini au fost crescători de animale, nu mai sunt el. Nu, niciun tânăr nu-și mai găsește un loc, o fermă micuță, sau o microfermă, sau aia de familie. Noi mai găsim un loc. Măsuri păcătoase, restrictive, au venit de-a lungul timpului. Oamenii aceștia au fost descurajați în toate felurile să mai producă. Și nu neapărat să nu mai producă. Nu au reușit să valorifice produsele. Fiindcă țăranul nostru nu-i puturos. Dar rămânând fără valorificarea producției, a ajuns să dea laptele la porci un an, doi, după care a renunțat la... S-a descurajat, evident, și a pierdut asta. Credeți că am putea, prin Consiliul Local, să stabilim o strategie locală privind stimularea producției și a producătorilor? Ar fi ideal. Și n-ar scăpa. V-aș ruga să vă stimulăm, nu neapărat în fața camerelor, prin asta mă încântă foarte puțin, ci noi, între noi, am un set, și am în cap, dar nu pot să spun, un set de măsuri care să ne ajute să conservăm ce se mai poate conserva. Și de ce nu să și dezvoltăm domenii care sunt pe cale de dispariție. Gândiți-vă, ca și mine, sunteți trăitori în aceste locuri și, sincer, vă spun că privesc cu indignare când văd că
din banii care îi câștig, nu știu dacă 2% din ei îi cheltuie la mine în sală. Mă duc la Profi și le las consistent. Mă duc la Lidl și le las, slavă Domnului. Mă mai duc pe aici, pe acolo, pentru o pâine, nu știu, nici măcar aia nu mai găsesc de la mine. Toate. Deci tot ce câștig eu, sapă pe alții. Și nici măcar 5% din banii ăștia nu poți să-i las la mine, decât pe impozite și taxe locale, care se duc așa cum se duc. Și, sigur, nu mă satisfac din punctul ăsta de vedere, fiindcă altă, nu, asta e direcția mea în altă parte, deci aceea a stimulării a producției și a producătorilor nu găsim măsuri. Cred că pe bugetul local, într-o măsură în care v-aș putea stimula la o întâlnire, nu asta mare așa, să găsim măsuri și începând chiar de anul ăsta să nu ne neglijăm. Știți ce înseamnă? Ne luăm cu drumuri, cu apa, cu gazul, cu naiba, cu racul. Și uităm ceea ce e mai important. Și o să le faceți toate și o să închidem cum am închis fața de la drum. Că oamenii pleacă și n-au la ce să vină. Că degeaba îi fac drum, degeaba îi fac școală, degeaba îi fac apă. El n-are unde să câștige un bac. Sunteți de acord? Nu e prea târziu, dar vreau să vă spun că sunt măsuri. E destul de târziu. Și pentru tineri fermieri, și pentru tomate, și pentru cartofi, și pentru... Lipsește să pare inițiativa, nu știu. Hai să le primim și le facem asta cu public. Hai să punem că se dă drumul. Nici nu vreau să mă aud acolo. De ce n-am făcut și o piață? Să încercăm să stimulăm pe oameni să vină să producă, să vândă. De ce n-aș face ceva scurt? Domnul primar, nu trebuie renunțat la proiectul de nu trebuie renunțat și la asta. Eu l-am început. Nu trebuie renunțat prima dată la sistemul de... Nu știți ceva? Aia vă rugăm. Fără să nu putem concepe nimic în zona. După care ne putem să le rămânem. Hai să propunem spre aprobare ultimul punct. Cine este? Ca să vă mai spun și câte ceva de sistemul de irigație și ce avem în găsare. Dacă vă sunt intervenții. Nu mai sunt. Atunci propuneți scrie aprobare punctul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Cu rezerve votez, da, cu rezerva cât discutăm pe urmă. Mulțumim, chiar în ședința. Vă mulțumim.